cu permisiunea noastră, declar deschisă ședința mesei rotunde, aniversare dedicată cadenceanului compozitorului, dirijorului Gheorghe Musta, la vârsta de 70 de ani. Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a recomandat ca întrunirile științifice desfășurate în Academia de Științe să fie inaugurate cu interpretarea piesei Academia Simbol al Națiunii, muzică Constantin Rusnac, versuri Ion Chidinano. Această lucrare a fost imprimată în studioul companiei Teleradio Moldova de orchestra dirigită de către domnul academician Gheorghe Musta. O săptămână dedicată academicianului
Gheorghe Mustea, un fenomen al culturii naționale. Deja am scris și am spus multe cuvinte frumoase la adresa distinsului academician, pe site-ul Academiei, Academiei de Științe, este multă informație. Și vreau să mai atrag atenția la faptul că este un mare sufletist, o personalitate care emană în permanență o energie pozitivă pentru noi toți și, de fapt, pentru toată societatea noastră. Domnul academician este oaspetele nostru, de fapt, nu este oaspete, că este acasă la Academia de Știință, dar avem întrevederi practic în fiecare săptămână. Și ne bucură faptul că în majoritatea cazurilor vine cu donații, cu noi creații și o donație de carte și CD-uri este la, în sala de lectură cu care noi ne mândrim. Și astăzi avem o posibilitate bună să-i mulțumim pentru promovarea acestei melodii, Academia Simbol al Națiunii, este creația domnului profesor universitar Constantin Rosnac, doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei și le mulțumesc colegilor mei din prezidium care au recomandat această compoziție muzicală să fie utilizată la inaugurarea conferințelor, manifestărilor științifice în cadrul Academiei de Științe a Moldovei. Stimate domnule academician, vreau să vă spun că avem o provocare atât de bună și nu am gândit că o să ne faceți și probleme. Dar iată așa o aniversare frumoasă și nu mai găseam distinții. Și atunci am discutat la ședința prezidiului și venim astăzi cu diploma meritul academic. Vreau să vă spun că nimeni din prezidiu nu are diploma aceasta. Sunteți un academician care primește această diplomă frumoasă, deci puțin au această distinție și noi vă dorim, în primul rând, multă, multă sănătate, să ne bucurați în continuare cu noi creații și să avem aceeași conlucrare excelentă, fiindcă împreună noi, membrii Academiei, vom găsi soluții la multe probleme care se confruntă societatea noastră și, de fapt, civilizația, cum în întregime. Pentru dumneavoastră, domnul Academician, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Nu va trebui să fie primul, așa că sunt eu primul, după mine o să vină mulți. Și vă mulțumesc pentru această distinție și vreau să dau și să vă întâlnim primul dumneavoastră că nu am împreună de face lucruri frumoase, de aceea trebuie să fim uniți, oamenii de știință, academia noastră, oamenii de cultură. Noi lucrăm nu pentru noi, noi lucrăm pentru societate, pentru popor, de aceea trebuie să fim întotdeauna în formă bună, trebuie întotdeauna să știm să ne ascultăm unii pe alții și să lucrăm în așa fel ca la orice vârstă să devenim ceva
care putem să ne mulțumim cu lucrările noastre, cu rezultatele noastre de, în activitatea noastră. Frate domnule academician, vreau să atrag atenția la toți că, de fapt, fiecare membru al Academiei de Științe este o personalitate, o stea. Prin cine deosebit dumneavoastră de alții, că ați spus silaba aceasta stea chiar în numele de familie. Nu stea. Cu alte cuvinte, nu muzică și urmează stea. Nu stea muzică. În domeniul muzicii. Noi vă dorim mult sănătate. Să continuați să emanați acea energie în continuare. La mulți ani! Mulțumesc! Pentru soție! Pentru soție! Da. Este în sală soția, ne-a parat pe trații. La mulțumesc tare! Și mai ies aici, de deja domnul Bobuma, de primul soție. Da, vă mulțumim, domnule președinte, pentru mesajul de salut. Vreau în continuare să ofer cuvânt domnului academician Mihai Cimpoi pentru un mesaj de salut. Domnule academician, vă rugăm. Dragul nostru omagiat, stimați maestre, vocea mea nu e prea muzicală, de ce am scoat masca? Vocea nu, dar numele... Numele... imediază nimeni și eu glumesc pe seama numele meu, că chiar atunci când în anumite enciclopedii nu sunt inclus ca om de știință și om de cultură, ca instrument popular, n-au încotro. Neapărat. Pe lângă calitățile, de acum domnul președinte le-a menționat, calități polivalente și ca dirijor, și ca și compozitor, și ca instrumentist, lui cânt bine și, dacă nu mă înșel, mi-a cântat și la nume, cred. Și, bineînțeles, și foarte activ în societatea noastră academică și colaborează cu scriitorii noștri. Este unul din cei care are o colaborare foarte fructuoasă cu textiile noastre și are texte și pe deci, muzică pe textele unor clasici, precum Eminescu, o să vă vorbesc un pic mai complet ceva mai încolo. Și ascultând odată, ca să facem... Da, în primul rând, un gând aveam eu în această dimineață, că de ce e frumoasă muzica? E, are o sfințenie, așa că faptul că Marian, de ziua Sfântului Gheorghe, comportă așa o semnificație deosebită. Spunea și regretatul Grigori Vieru, că zice, muzica e aproape de ce, mai aproape chiar de poezie, mai aproape de ce. Și, ca să mai glumim un pic, vreau să vă spun că eram la un concert, de deja maestru Gheorghe Mustea și un coleg al meu care se dă drept scriitor mare, dar dacă citești cărțile lui, nu prea e de acord cu această autocarere, zice, uite, domnule, și cum, curios lucru, zice, Gheorghe Mustea ține minte opere întregi. O memorie extraordinară. Eu, ca să-l ironizez un pic, așa, să-l mai descurajez, colegul meu, spuneți că e un dirijor cadențat, dar și operele cele bine scris.
și acum revenim la Eminescu, fiindcă maestrul Gheorghe Mustea a scris muzică și peste textele lui Eminescu, deși în domeniul ăsta s-au manifestat mari compozitori de la vreme, însă cu o creație originală a pus pe muzică sonetele lui Eminescu, pentru că Eminescu este bun și în formă de ficție, nu numai alte forme. Sonetul este o formă fixă, știți dumneavoastră, deci ordine metro antic, gazelul și alte forme fixe. Sonetele, iată, punerea din sonete le-a pus transpus pe muzică și de ce el la meritul academic pe care era numănat domnul președinte Tilianu. Eu m-a dus totuși o medalie, domnul președinte, ca să se întregesc distințiile. Este medalia Congresului Mondial al Eminescologilor, vă arăt și dumneavoastră, ediția nouă, ultima ediție, o medalie care sper că o să vă inspire în continuare să se mai uite, să mai aleagă niște texte din Eminescu și ca să le aleagă să nu aibă probleme să frecventeze bibliotecile. Am adus un volumaș selectat de mine, sunt cele mai frumoase poezii de dragoste ale lui Eminescu, sunt vreo 60 și ceva, și dedicația mea este și doamnei Tamara, care a făcut câte ceva așa și împreună cu maestru și pentru a-i mei în familie, așa i-a mai îndrumat așa pe păgașul ăsta în Dumnezeu. Multă sănătate, multă inspirație. Vă rog să vă mulțumesc, domnule Acărnuțean. Mihai Cimpoi, în continuare, ofer cuvântul domnului vicepreședinte al Academiei de Științe, domnului Victor Marau, membru corespondent. Încă un mesaj de salut. Mesajul de salut al secției științe sociale, economice, umanistice și arte. Această întâlnire a noastră consacrată frumoasei aniversări a colegului și prietenului accentuez în mod special că această sărbătoare nu numai este nu numai a dumnealui, dar și a Academiei întreg și a tuturor celor care îl respectă și îl apreciază. Sincer și puteai sper că un academician. Un gând frumos expus și sugestiv expus de Valerii, poetul francez, niciodată nu va auzi muzica
cel ce n-are muzică în suflet. Gheorghe Musa este un suflet ce cuget frumos, dar muzica l-a însoțit de-a lungul întregii vieți, privilegiindu-i oportunitatea unor împlinirii umane și profesionale de o înălțime stelară, iar nouă colegilor și prietenilor, dar și întregii societăți, grijurindu-ne bucuria revelației și descoperirii unui univers extraordinar de frumos. Purtător al unui destin exemplar, construit cu dârzenie și tenacitate, marcat de performanțe notabile, Gheorghe Musa a obținut tot ce a făurit în această viață, prin muncă și dăruire. De fapt, a avut mare intuiție a vocației, lucru care nu este dată cui, și a rămas de-a lungul anilor fidel acestei chemări a sufletului, la fiecare etapă a devenirii sale, ajungând să culeagă succese bine meritate, îmbogățindu-și mereu palmaresul realizărilor. Marcantă personalitate a live-urilor noastre, sunteți, domnule academician, un om cu care ne mândrim și ne bucurăm să vă știm alături. Numele dumneavoastră a devenit cunoscut și apreciat în Republica Moldova și dincolo de hotarele ei. Prin ceea ce ați realizat pe parcursul anilor, prin activitatea noastră multilaterală, v-ați câștigat un nume de rezonanță, iar efortul dumneavoastră multiplicat în miei, prin acțiunea conjugată a colegilor de brească, a discipulilor, prietenilor, pentru care rămâneți un model de slujire cauzei alese, a dobândit o cunoaștere și apreciere bine meritată. Profitând de acest prilej, țin să vă mulțumesc pentru munca asiduă și contribuție extraordinară în promovarea culturii naționale, în îmbogățirea patrimoniului cultural al țării noastre, precum și efortul pe care faceți mai plină viața spirituală a acestui neam. Îmi permit să-mi exprim satisfacția în legătură cu desfășurarea acestei conferințe, pentru că activitatea compozitorului, muzicianului, dirijorului Gheorghe Musa merită pe deplin și trebuie interpretată și la nivel abordărilor științifice, pentru a estima și fundamenta plenar aportul adus de domnul academician la dezvoltarea culturii noastre, alături de ceilalți reprezentanți, în cazul de față, al secției noastre, vorbesc de academicianul Eugen Goga, doctorul habilitat Aurean Dănilă, doctorul habilitat Victor Ghila și alții. Exprim încă o dată sentimente de prețuire pe care le-au pronunțat membrii secției și îi adresez urările noastre de bine, de sănătate, de inspirație și încredere în ceea ce urește neobosit. La mulți ani, maestre, cu noi de adresă. Da, în continuare, dar noi venim cu un preludiu care va fi continuat și l-ați anunțat, Barcos. Maestri Gheorghe Musa, stimată doamnă Tamara Musa, domnule președinte al Academiei de Știință Moldovei Antichineanu, domnule vicepreședinte, Victor Moraru, domnule obțitor al Clubului Poporului Secției Științe Speciale Economice Umanistice și Arte, domnule Mihai Cintoi, domnule director, stimați participanți la prezentul eveniment. Astăzi, în incinta Academiei de Știință, mediul științific și cultural din Republica Moldova îl celebrează pe academicianul, compozitorul, dirijorul, pedagogul, instrumentistul Gheorghe Musa, care pe 1 mai anului curent a împlinit o frumoasă vârstă, 7 decenii de viață. Datorăm această întrunire unui fruntaș al vieții muzicale contemporane. Cu regretul că în momentul de față nu putem marca acest eveniment într-un format cu prezență fizică, este una cu prezență fizică redusă, de fapt. Totuși, ne bucurăm că îl avem alături de noi pe un exponent creator al culturii muzicale naționale, care ne reprezintă cu demnitate vocea în simfonia concertantă internațională, recte în dialogul cultural dintre națiuni. În cultura muzicală din Republica Moldova, Gheorghe Musa se înscrie în rândul personalităților de primă mărime. Mereu avid de creație, domnia sa are o prezență activă în viața muzicală a țării timp de circa jumătate de secol, perioada în care a reușit să se afirme ca un muzician polivalent. Cartea sa de vizită include o bogată activitate componistică, o intensă activitate dirijorală, o prodigioasă experiență pedagogică și o excelentă cultură interpretativă, domenii care i-au adus consacrare și recunoaștere în medii artistici de prestigiu din țară și de peste hotare. Excepțională sa forță artistică poartă o certă amprentă personală. Cu atât mai complicat este de a încadra impresionanta carieră artistică în câteva cuvinte. Apar relevante două dintre dominantele activității,
compoziția și dirijatul, ambele bazându-se pe o vocație succesorală. Creația maestrului s-a obiectivat prin compoziții în care se regăsesc marea majoritate a formelor și genurilor muzicale. În lume confuză de azi, agresată fonic și nu numai, domnia sa vine cu mesaje sonore prin care ne reface încrederea în valorile generale umane, care ghidează spiritul spre autentic, armonie, adevăr, bine și frumos. La cârma orchestrelor a pus și continuă să pună în valoare creația muzicală națională și universală, misiunii pe care o onorează cu dăruire și talent. Este de precizat însă că nu doar talentul i-a asigurat creatorului maghiar reușitele în viața profesională, acesta reprezentând doar o premiză pentru performanță, care a fost permanent alimentat de o organizare exemplară a ritmului de lucru, de lealitate și disciplinare procesului de creație. Panoramând retrospectiv activitatea sărbătoritului, îi exprimăm odată în plus admirația și îi mulțumim pentru valoroasa contribuție adusă culturii muzicale naționale. Anticipând viitorul, ne exprimăm convingerea că domnia sa ne va bucura și în continuare, va bucura și în continuare iubitorii de artă și frumos cu noi pânze sonore care pot servi ca suport pentru modelarea conductei ontologice, pentru cultivarea spiritului uman. Îi dorim ca și în continuare să-și păstreze puterea de muncă, pasiunea de întotdeauna, în nobilă activitate pe domeniile euterpei, spre binele culturii și artei. Venim și cu un mesaj, ăsta ar fi de fapt interludul, va fi de felicitare din partea Institutului Catedralului Cultural. Stimate domnule Academician Gheorghe Musa, cu ocazia frumoasei aniversări, sărbătorite pe 1 mai, în numele colectivului Institutului Patrimoniului Cultural, vă urez cu tot respectul la mulți ani, alături de sentimentele noastre de apreciere a muncii enorme pe care ați depus-o pe băgașe arte muzicale și a culturii țării. În acest moment, emoționant, oferit de onorabilă aniversare, aș dori să menționez că de-a lungul anilor, pe scena culturii naționale, s-au succedat extraordinare promoții de oameni de artă, compozitori, cântăreți, galerii, dirijori, regizori, coregrafi și scenografi, care au dat aură internațională spectacolului. În rândul acestora, numele dumneavoastră, profesionist de săvârșit, va rămâne pentru totdeauna înscris cu litere albine. Vă rog să-mi îngăduiți să vă adresez în numele instituției pe care o reprezint și al meu personal, calde felicitări și să mă înclin în fața dumneavoastră, artist care cu talent și dăruire nemărginită, cu fervoare și sacrificiu, în lumina reflectoarelor sau în afara scenei, v-ați dedicat viața strălucirii artei muzicale pe firmamentul culturii naționale. Vă dorim, stimate domnule, ca toate lucrurile minunate care au împlinit viața dumneavoastră, atât în domeniul profesional cât și în universul spiritual, să cunoască o continuare firească, la fel ca și toate faptele extraordinare pe care le-ați realizat în decursul anilor, cu un ecou pentru toți cei care vă cunosc. În această zi binecuvântată, să aveți parte, maestri, alături de cei dragi, de clipe pline de bucurii. Să vă țină Domnul în putere, să vă apere și să vă ocrotească casa. Să vă dea multă, multă sănătate și liniște în suflet. La mult și fericit ani! Yes. Și ăsta ar fi, de fapt, un postludiu. La vârsta de 70, vă propunem un mic sketch. La mulți ani să ne trăiți, la un nou drum să porniți, centenarul să-l țintiți. Și veți fi așa. Voi veni neapărat, fără să fiu invitat. În următorii ani, 30, inspirație să aveți. Sănătate și virtute, satisfacții multe, multe. Bucurie peste ani, buzunarul plin cu bani. Astăzi, vom servi pe tească. Vă cântăm mult ani trăiască. Ține, Doamne, veșnic harul, jos căciua, sus paharul. Da, dar asta nu e clar. Asta pentru noastră. Fără cu permisiunea noastră, îi oferim Doamne. Și asta pentru noastră. Este un institut.
că de ce este un om extraordinar, este un foarte bine pregătit și suntem foarte mulțumiți că am avut instituția acestui foarte important Institutul Patrimoniului Cultural. Vă mulțumesc tare mult, domnul Victor Bira, doctor Stabilitate. Da, în continuare, ofer cuvântul domnului doctor Habilitat Aurelian Danilă, procuratorul conducătorului sectorului științe sociale, economice, umanistice și arte. Stimate domnule omogear, academician Gheorghe Musca, domnule președinte, academician Ion Fidinianu, la asistență, membri ai acestei frumoase mese rotunde, chiar dacă și de la o așa de mare uneori distanță. Știu că, în continuare, după cum este în program, se va vorbi despre ilustrul nostru muzician, vor fi comunicări, vor fi spuse multe cuvinte, vor fi analizate lucrări, dar înainte de toate, deci am cerut permisiunea domnului director doctor Habilitat Victor Ghilaș să vorbesc acum, pentru că m-am gândit că ar fi bine la început să informez lumea de unde vine Gheorghe Musca. Pentru că, întrebând odată pe cineva, e bine, unul mi-a spus că da, știu de unde vine, de la Câlănești, în Brești. Am zis că asta e bine, dar dacă mai luăm și din altă parte, nu mi-a spus, n-a putut să-mi spună nimeni care este totuși arborele muzical al compozitorului, al dirijorului Gheorghe Musca. Și atunci vreau ca înainte de toate să vă amintesc că compozitorul Gheorghe Musca vine de la Conservatorul din Chișinău, unde a studiat compoziția la ilustru pedagog și compozitor Vasile Zagorski. Iar Vasile Zagorski a fost elevul unui alt compozitor și mare pedagog în conservatorul nostru, Leonid Gurov. Iar Leonid Gurov a fost elevul lui Mihola Vilinski, profesor al conservatorului din Odessa și Kiev, la care au studiat Emil Gilels, David Oistrakh, Iacov Zac și alții. Iar Mihola Vilinski a fost elevul lui Victor Mănișevski, compozitor și dirijor remarcabil, care în 1913 a fondat conservatorul din Odessa. A fost și rectorul. Iar Vilinski a studiat la Victor Maleșevski, cunoscut nume din muzicală, care a fost elevul genialului compozitor și dirijor Nicolae Andreevici Rimsky-Korsakov, autor a 15 opere, iar în 92-94 a redactat și orchestrat opera Boris Godunov de Mussorgsky. De aici au pornit rădăcinile compozitorului Gheorghe Musca și a operei Alexandru Lăpușneanu. Ca dirijor, după ce a stabilit la conservator la dirijorul Isai Alterman, care a fost, iar pe urmă, la Alexandru Dmitriev, la Leningrad, Petersburg, Dmitriev, care a fost elevul cunoscutului dirijor Nicolae Rabinovici. Dar Nicolae Rabinovici a studiat, ar fi cunoscutul Alexandru Gauk. Alexandru Gauk a fost elevul compozitorului și dirijorului Nicolae Cerepnin,
la care au studiat dirijorii Evgenie Mravinsky, Alexandru Milic Pașaev, Evgenie Svetlanu și alți mari muzicieni. Nicolae Cerepnin a studiat la Rimsky-Korsakov. În felul acesta, rădăcinile ca compozitor și dirijor sunt îndreptate spre, sau pornesc de la marele compozitor Rimsky-Korsakov, care este în felul acesta nepotul omageatului de azi, Gheorghe Musca, atât pe linie componistică, cât și pe cea de dirijor. Într-un cântec foarte popular al lui Gheorghe Musca sunt următoarele cuvinte. Când se întâlnește om cu om, noroc, noroc, Musca nu numai îți răspunde noroc, că te cuprinde cu brațul sau cu privirea, chiar dacă e în mască. Se bucură dacă la tine totul e bine și sincer. Te compătimește în caz de necazuri. Lumea spune că e mare sufletist și se retur la nevoie. Avem și eu asta, cunoscându-l de 50 de ani. Sănătate, frate! Multă sănătate! Da. Dar vă mulțumim, domnule Danila. În continuare, da, vreau să ofer cuvânt colegului de braslă al domnului Gheorghe Musca, dirijorului Alexandru Samoilă, dirijor Novaia Opera, Moscova, Rusia. Da, maestre, vă oferim cuvântul. Conectați microfonul, da. Domnul Samoilă. Da, bună dimineața, sper că mă auziți. Auzim, vă auzim și vă vedem. Eu vreau să mulțumesc la toată lumea, la toți organizatorii Meserotundii pentru această mare și frumoasă posibilitate de a participa și de a avea ocazia de a felicita pe prietenul meu și marele muzician. Și un fiu al neamului cu care te mândri, Gheorghe Musca. Și ascultând acum, în special, ce a vorbit domnul Aurelian Danilă, m-a pus aminte de prima noastră întâlnire și cunoștință, și ca persoană și ca muzician, mulți, mulți ani în urmă, chiar mi-e teamă să numesc anul, am avut posibilitatea fiind în postura de dirijor secund al Orchestrei Simfonice și a Filarmonicii din Moldova să dirijez o creație care m-a impresionat și care a țin minte până ziua de azi. Deci vorba de concertul pentru orchestră al lui Gheorghe Musca. Foarte complicată și eu m-am uimit atunci de tinerețea compozitorului și de maestria lui și cel mai important, care este în orice muzică, ceea ce se află adică sufletul muzicii, care căutăm noi întotdeauna interpreții, se află după ceea ce să organizăm noi notele. Am simțit rădăcinile, am simțit cultura poporului, dragostea față de muzica noastră, și impresia aceasta, chiar și prin ziua de azi, trăiește cu mine. Apoi după un șir de ani, Gheorghe a venit cu o creație nemaipomenită, mă refer la Alexandru Lăpușneanu, opera Alexandru Lăpușneanu, care pot să spun așa, într-un fel, că a fost o explozie în cultura noastră, în cultura noastră, și având-o ca prima doamnă în spectacul cu Maria Ieșu, impresia a fost nemaipomenită și la public, și la interpreți,
Și slavă Domnului că avem imprimări care au rămas, televiziunea din Moldova a filmat spectacul. Câteodată apar secvențe de spectacul acesta cu Maria Vieșu și Nicolae Covaleu și întotdeauna prezesc sentimente deosebite. Acum, mergând pe drumul acesta a creațiilor și a întâlnirilor mele cu prietenul și marele muzician Gheorghe Musta, vreau să vă arăt, nu știu dacă se vede, partitura Gheorghe Musta, Ștefan cel Mare, care o țin în mânt. Și vreau să vă spun că în viața noastră speranța este permanent în sufletul nostru și mare e un vis al meu și sper, ne-a ajutat Dumnezeu, să vedem și opera aceasta, Ștefan cel Mare, pe scena Teatrului Național Maria Vieșu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu vreau să-i mulțumesc lui Gheorghe Musta, că fiind o mare muzician și dirijor, el are o încredere în mine și mă aduce partiturile sale care se dirijează eu. Asta pentru mine e o cinste și o onoare mare și eu vreau să-i doresc multă, multă sănătate, în primul rând, fiindcă totul ceea ce privește și talentul, și omenia, și dragostea de muncă este. Să dea Dumnezeu sănătate ca să putem noi realiza visul nostru comun și vedea în premieră opera lui Gheorghe Musta, Ștefan cel Mare, în scena noastră lirică. La mulți ani, dragi Gheorghe! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, maestru Samuelă! Îmi amintesc cu mare drag de toate cele clipi care le-am petrecut împreună, mai ales clipile care sunt legate de activitatea noastră muzicală și eu întotdeauna nu uit atitudinea unui dirijor care este o atitudine perfectă față de partitură, față de muzicieni, față de toți ce se întâmplă în scenă. Asta este Alexandru Samuelă, care îl prețuiesc ca muzician, ca om, ca profesionist și probabil că nu în zadar eu partiturile mele le încredințez acestui om, acestui dirijor care m-a convins pe parcursul întregii vieți că este perfect în ceea ce face. Mulțumesc! Da, le mulțumim și noi. Mulțumim, maestru Alexandru Samuelă. Da, mulți ani și dumneavoastră. Din câte am înțeles, veniți la Chișinău. Nu te-ați așteptat cu drag la Chișinău. În continuare, vreau să ofer cuvântul unui bun prieten al academicianului Gheorghe Musta, domnul director al Institutului de Fiziologie și Anacroecologie, Ion Mereuță, care vine cu un mesaj de felicitare la adresa următoarei. Maestre, academician Gheorghe Musta, la început, flori de recunoștințe noastre și ceva foarte mic pentru sănătate. Excelența voastră, domnule președinte Academiei Academician Ion Tindinanu, deci domnule președinte, domnule rector, domnul Gheorghe, domnul profesor, stimați participanți la masă rotundă, dedicată maestrului Gheorghe Musta la acest popas de 70 de ani. Cei care ne privesc, deci, din rețelele de socializare online, vreau să spun următoarele. Am fost delegat de către institut, dar și personal de domnul academician Teodor Furdui, care din leste probleme n-a putut fi prezent astăzi alături, de prietenul dumnealui, de academicianul Gheorghe Musta, care duce o recunoștință extraordinară și el a scris personal aici o adresă, un mesaj de felicitare pentru domnul academician, prin care a apreciat rolul personalității Gheorghe Musta în cultura noastră națională,
ca om al demnității noastre naționale. Eu vă rog că dumneavoastră să-ți primiți această adresă, domnul este probleme la noapte de stie, dar e cu sufletul cordial lângă dumneavoastră, vă stimează, vă iubește, vă apreciază. Deci cultura dumneavoastră, ce ați făcut dumneavoastră ca om, ca compozitor și mai ales, deci operele, partiturile respective despre Lăpușneanu și despre Ștefan cel Mare. Și asta am spus transmit personal. Acum de la mine cu cuvinte vreau să spun. Noi, medicii, suntem oricum mai departe așa de a înțelege muzica respectivă, dar vreau să fac o reflecție așa filosofică, dat fiind faptul că este și învățătorul meu în domeniul literaturii, aici domnul Timpoi, la care eu am făcut la anii precedenți la săr de carte, cu dumnealui m-am mai dat, în felul următor. Deci dacă muzica populară reprezintă demnitatea noastră națională și identitatea noastră în lume, atunci muzica simfonică reprezintă intelect universal care apare din creația unor oameni deosebiți, care răbufnește în dependență de situație și de vârstă la un anumit moment din lăuntricul sufletului și dedicației dumnezeiești a acestor compozitori. Din talentul respectiv, domnul Gheorghe Mustea este un talent înnăscut. Și nu degeaba Dumnezeu i-a pus pe frunte acest părinte, acest nume Gheorghe Biruitor. Noi trebuie să biruim, stimați părinți, să biruim pandemia, să biruim gălceava din societate și ne apreciem la justa valoare să înțelegem muzica care aduce deci liniște sufletească și care tratează. Eu am studiat, întâlnindu-mă cu este mai multe ori în discuții, că muzico-analgezia și muzico-tratamentul acesta cu muzică. Deci am citit în istorie domnul Academian Timpoi cum tratau medicii epidemiile cu zvonul la, deci, la clopote, de timpă. Să spun că această energie și această și muzica care dumneavoastră simfonică, că noi nu prea înțelegem tot ce dumneavoastră spuneți acolo și dirijați, dar în esența sa, eu am efectuat o cercetare, vă spun dumneavoastră, nu știu dacă ea coincide, deci adevărul. Cei care ascultă muzica, mă rog, care cunosc, ascultă muzica. Dar cei care nu cunosc, ascultă viața. Deci este o chestie care, în aparența sa, poate tot va fi, dar nu e așa. Deci eu ce vă doresc dumneavoastră ca medic, ca colega dumneavoastră de suflet, care foarte mult retrăiesc dumneavoastră și plecările dumneavoastră în străinătate, dumneavoastră știți lucrul acesta. Vă doresc să aveți sănătate fizică și psihică, liniște și sufletească. Să aveți, deci, creativitate care iese din spiritul dumneavoastră personal. Din spiritul acestui popor care vrea ceva să facem în țara aceasta. Și în arealul acesta nostru, la devenirii noastre istorice. Și vă rog, din partea medicilor, ca să scriți o operă care se numească Sănătatea și Viața. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Daniu, pentru aceste felicitări și vreau să vă spun că în jumătate eu m-am achitat cu medicina, pentru că am scris imnul medicinii. Și acum eu mă gândesc la simfonia vieții și a sănătății, cum ați spus dumneavoastră, pentru că, eu știu, toată creația este dedicată vieții noastre, dar se poate descris o lucrare specială unde să fie tema principală, sănătatea și viața. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim, domnule director Măriuță! Urmăm programul nostru de astăzi, în continuarea mesajelor de salut, vă propunem
vă prezentăm câteva fragmente din filmul Confesiuni cu Gheorghe Mustă, scenariu Iulian Filip, regie Vidrașcu. Thank you.
крутится и вертится крылья старой мельницы, и пшеница золотая созревает в каравае. Love.
am vești. Значит, ах, не по руке. Да. Здесь надо будет, когда я вам написал, надо будет после акции. Теперь Валерия. Реплика după пляси Винич Марти и его реплики философ. Значит, требует он кинется кульминация, это значит, буду слышать уж кульминация. Доброе дня! И поскольку вот Александр Лукашнянов не показывается, так сказать, судьба народа середины XVI века, все противоречия, которые существовали тогда между господарем и народом, и, конечно, здесь я не представлял себе, чтобы здесь не были такие народные, если не лоби, то оборот, какие-то мелодические, гармонические. Поскольку это молдавская опера, она, конечно, должна пахнуть молдавским фольклором. Thank you.
когда в жизни трудно что-то научить, что-то, или что-то не получается, или, в общем, я всегда думаю о моей маме. В детстве, я помню, мы спали на улице, а мама с папой в 4 часа уже были на ногах утра. Вот я помню, как она, ее голос, как она работала, как она иногда пела, иногда она тосковала о братьях, которые были в армии, которые не были с нами. Вот я всегда вспоминаю ее голос, вот ее голос всегда меня как-то успокаивает. Thank you.
Da, aici a sfârșit partea de comunicări, după care trecem la sesiunea de comunicări. Da, moderatorii rog să ia locul. Da. Stimată audiență, nu stimate, onorate, omogiat, mult stimați participanți și invitați ai mesei rotunde de astăzi, academicianul, compozitorul, dirijorul de organista 70 de ani de la naștere. Deci, după aceste secvențe, ale filmului televizat Confesiuni cu Gheorghe Musta, creat în 1988 la studio Telefilm Chișinău, în regia lui Valeriu Vedrașcu, care a fost o incursiune prin creația compozitorului, care a scris muzică în cele mai diverse genuri, începând de la opere, muzică instrumentală, vocală, pentru timp, spectacole, deci vă invităm la sesiunea noastră de comunicări care începe cu comunicarea domnului doctor habilitat Ion Gagin, creația lui Gheorghe Musta în contextul spațiului și al timpului. Vă rugăm. Am vrut și eu, maestrie Gheorghe Musta, dragă maestri, stimați colegi, am vrut să vă salut și eu respectuos, dacă îmi permiteți, din orașul Bălți, capitala din nord a Republicii Moldova, de la Universitatea de Stat Aleppo Ruso, doctor onoris causa al cărei este maestru Gheorghe Musta. În calitatea mea de ex-rector, vă felicit în numele întregii universități, maestru Musta, cu această frumoasă aniversare a dumneavoastră și cu întreaga operă cu care ați venit către această aniversare. Doamna moderatoare, vă rog să nu puneți acest minut în contul comunicării mele, a fost un călduros cuvânt de salut pentru maestru. Stimați colegi, mi-am intitulat comunicarea mea de astăzi Creația lui Gheorghe Musta în contextul spațiului și al timpului. Nimic nu apare din nimic și nu dispare fără urmă, ne spune o lege a Universului. Orice lucru se naște într-un anumit context, iar filozofii vorbind într-un anumit spațiu și într-un anumit timp. Dar nu numai spațiul și timpul marchează lucrul dat, ci și acesta, la rândul său, marchează timpul și spațiul respectiv. Legea în cauză se referă și la creația compozitorului Gheorghe Musta, creații care a izvorât și s-a dezvoltat într-un anumit loc și pe un anumit segment al istoriei. A trata opera maestrului în afara acestor factori înseamnă a o trata în afara esenței ei. Desigur, acest lucru poate fi spus despre opera oricărui creator, dar în cazul lui Gheorghe Musta, el are o semnificație aparte. Care este spațiul și timpul creației omagiatului nostru și cum se raportează ia la aceste categorii existențiale, să le luăm pe rând. Orice lucru sau fenomen poate fi imaginat sub forma unui pom, cu rădăcini, tulpină și coroană, care are deci partea sa vizibilă și partea invizibilă, unde partea invizibilă o determină pe cea vizibilă. Sub forma unei astfel de metafore pom poate fi tratată și creația lui Gheorghe Musta. Coroana este ceea ce vedem sub aspect de personalitate artistică, de opera pe care a creat-o, acestea fiind manifestarea adâncurilor din care își trag existența, sunt produsul rădăcinilor care le-au alimentat. Și care sunt aceste rădăcini? Să luăm ca una din sursele de referință la subiect lucrarea lui Dumitru Drăghicescu din Psihologia poporului român care rămâne actuală și astăzi. Una din teoriile cu privire la constituirea popoarelor este cea geomorfologică sau teoria mediului geografic, adeptul căreia era Montesquieu. În celebra sa lucrare despre spiritul legilor, gânditorul francez lansează ideea că popoarele sunt determinate în istorie prin geografia lor, care încadrează trupul și spiritul unui popor. La rândul lor, enciclopediștii francezi, Helvețiu și alții accentuează rolul condițiilor istorice în dezvoltarea umană și în formarea structurilor de personalitate.
cât privește formarea felului de a fi al neamului nostru, pare să fie exercitat acțiunea ambele aceste principii. Așadar, mediul fizic-geografic. Cum este acesta în cadrul căruia a avut parte să se formeze și să viețuiască poporul nostru? Ori, născut sub un cer cu stele sudice, vorba poetului Grigore Vieru, n-am putut să nu fim influențați de acest fapt. Dacă e să ne referim la un element definitor al spațiului nostru neolitic, atunci ea se caracterizează, după cum afirmă Drăghicescu în volumul citat, prin limpezimea aerului, intensitatea și splendoarea luminii calde și străvezii, netezimea formelor, atmosfera se umple cu o văpaie de lumină, cu o splendoare de culori și tonuri. În așa climat, o astfel de atmosferă nu puteau să nu influențeze decisiv, spune autorul, temperamentul, sensibilitatea, închipuirea și cugetarea poporului nostru. De aceea, temperamentul românilor, continuă el, ascunde de cele mai multe ori un foc lăuntric care izbucnește la împrejurări potrivite, în mișcări repezi și acțiuni pasionate și energice. În acord cu trăsăturile parcului geografic se află portul popular și muzica, ornamentele bogate, melodismul dulce seducător, ritmul fulgerător, intonațiile toine, etc. Factorii respectivi au contribuit la formarea caracterului etnopsihologic al neamului, în mare parte de natură romantică. Cel mai relevant moment cultural care s-a regăsit în procesul redeșteptării noastre de neam, scrie Virgil Constantinescu Găliceni, a fost romantismul. Acesta descoperă folclorul ca fiind semnul nostru de identitate ca popor și, prin urmare, constată imperativul inevitabil de a ne regăsi pe noi înșine în straturile adânci ale neamului, adică în straturile artii, ale culturii populare, lucru care se raportează în mod direct la creația maestrului Gheorghe Mustea. De pe planul general românesc, să coborând de cel moldovenesc, în special de cel al zonei centrale a spațiului dintre Prut și Nistru, ori acesta, în ansamblu caracteristicilor generale ale întinderii de la Nistru până la Tisa, se distinge prin trăsături proprii. Partea centrală a Moldovei este o continuare a codișului Moldovei din partea dreaptă a Prutului. Are un relief puternic fragmentat, alcătuit dintr-o alternanță de culmi și de presiuni cu caracter de coline, cu dealuri prelungi, cu interfluvii plane și ușor ondulate. Suprafața este acoperită în proporții de 40% de pături, adică de cod. Aici, în zona codrilor, protagonistul nostru Gheorghe Mustea a văzut lumina zilei, factor care l-a marcat în tot ce este și ce face în viață. O zona codrilor Moldovei este o zonă specifică atât sub aspect geografic, cât și al felului de a fi al locuitorilor ei. Într-o lucrare dedicată specificul plaiului nostru, Starlat Panaitescu scrie, în special codrul este de o structură topologică deosebită de restul Basarabiei. Regiunea codrului se prezintă ca o răzvrătire geologică răsfățată de natură. Caracterul etnic moldovenesc este cel mai pronunțat în această regiune, sublinează autorul, a se vedea Starlat Panaitescu, aspecte economice și sociale din Basarabia, volumul 1. Codrul nu este o simplă pădure, ci o ființă, un personaj al vieții pământului doi, e vorba lui George Breazu, un membru al familiei noastre ancestrale. Împărat slăvit de codrul, zice Eminescu. Codrul e măria ta, continuă poetul. Iar eu fac ce fac de mult. Numai omul schimbător, pe pământ rătăcitor, etc. Codrul astfel este pentru om o școală, este un învățător povățuitor, dacă știi să-l asculți. Totodată codrul este o imensă sală de concert, o filarmonică, un univers al muzicii. Cucul cântă, miele, presuri, cine știe să le asculte, ale păsărilor neamuri, ce lipesc pitite în ramuri și vorbesc cu atât de multe înțelese. Dacă e să revenim la Eminescu, de unde muzica codrului? De la cânticul lui de leagă, în primul rând, ce te lege în codrule, întreabă poetul existențial. Ori codrul, prin legănatul său, respectă legea ondulației, a doinii, de care este marcat spațiul neolitic, piciorul de plai, gura de rai, despre care vorbește Lucian Blaga în elogiul statului românesc.
Eu am avut valoare și plăcere să scriu două cărți și mai multe studii despre maestru Gheorghe Mușca. Un capitol dintr-o carte l-am numit așa, Poetica și cosmicitatea codului. Despre codul vorbește compozitorul în muzica poemului său, Ecoul codului, și în multe alte creații în care atestăm nenumărate adresări ale maestrului la acest subiect. Începând cu titlurile unor creații, continuând cu versurile care le-a pus pe muzică și ajungând la melodiile scrise pentru nai sau unde participă naiul. Ori naiul și codul sunt de nedespărțit, vocea acestui instrument nu răsună nicăieri atât de firesc la el acasă ca pe mereadul codului. Acesta este și instrumentul pe care, prin care s-a lansat alături de flaut, fratele naiului, ca instrumentist profesionist Gheorghe Mușca, atingând performanțe de vârf la ambele instrumente. Prin caracteristicile specifice ale Moldovei dintre Prut și Nistru s-a constituit un fenomen muzical propriu, ce strălucește printr-o lumină aparte deasupra întregului spațiu al neamului. La baza lui stă sensibilitatea caracteristică oamenilor plaiului moldovenesc, sensibilitate care îi aduce uneori la stare de nestăpânire a lacrimilor în fața frumuseților vieții, stare pe care o cântă Grigore Vieru în poezia sa ca prima oară. Merg pe pământ și sunt ca vioara, poetul spune nu sunt ca vioara, dar sunt ca vioara, până la lacrimi e dragă viața, orice splendoare, mădoare și așa mai departe. E starea supremă a lui a fi, ori a fi este totul, a nu fi este nimic, vorba lui Shakespeare. Să ne referim la dimensiunea timp alături de cea a spațiului. Istoria își creează formele sale, geografice, politice, sociale, economice, culturale, în cadrul cărora se desfășoară viața oamenilor. Ea așa are cursul său și logica sa. Dar istoria se realizează pe sine prin oameni. Această dialectică stă inclusiv la baza destinului plaiului cu nume de Basarabia. Acest plai, privit din perspectiva istoriei prin care a trecut și trece, este nu numai unul de natură geografică, politică, culturală. Basarabia este un fenomen spiritual. Mult s-a scris despre Basarabia, despre soarta ei. Și aceste scrieri poartă o încărcătură sufletească aparte din partea autorilor, una marcată pe de o parte de tandrețe, de admirație, pe de altă parte de compătimire. Basarabia apare astfel ca o ființă vie cu chipul și sufletul său, cu nuanțele specifice ale vieții sale prin care și-a creat și își creează istoria. La margine de lume, venit din vremi bătrâne, un plai cu dulce nume, înălțător rămâne. Astfel își începe poezia Basarabia, poetul Dumitru Matkovski. Plaiul românesc cu numele de Basarabia își duce destinul în timp la răscrucea dintre două lumi, cea de răsărit și cea de asfințit. A trăi între sau la răscruce înseamnă a trăi într-o zonă seismică caracterizată de tendințe contradictorii. Răscrucea unește, dar și desparte. Cei de la răscruce au de câștigat, dar din vari motive pot și să piardă. În aflarea între două lumi există riscul dezbinării, dar există și un avantaj aparte, de a culege roade din ambele părți, de a asimila, îmbina și sintetiza energiile celor două direcții, creând lucruri inedite. E cazul multor creatori ai Moldovei din stânga Prutului, e și cazul lui Gheorghe Mușca. Artiștii locului au făcut studii la o puternică școală academică chișinăuiană, formată pe parcursul decenilor de talentați profesori, absolvenți ai școlii al instituțiilor de specialitate de prestigiu din România, Iași, București, Cluj, din Rusia, Sankt Petersburg, Moscova, din Ucraina, Kiev, Odessa și altele, care s-au stabilit pe vremuri la Chișinău. Gheorghe Mușca s-a format sub auspiciile exigențelor acestei școli. În același timp, mulți din tinerii specialiști din diferite domenii ale artei muzicale și-au făcut studiile în prestigioase instituții de învățământ din fosta URSS. Gheorghe Mușca, după cum deja s-a spus, a făcut serioasă școală în dirijat simfonic și de operă la Sankt Petersburg și la Moscova. La Moscova, la Teatrul Valișoi și pe alte scene ale fostului Imperiu, a fost montată opera lui Gheorghe Mușca, Alexandru Răpușneanu și prezentate multe alte creații ale maestrului. Odată cu anul deschiderii frontierilor 1989 și cu începutul unei noi etape, am vrea să zicem ieri, a istoriei Moldovii,
Sute de artiști, de oameni de cultură, de știință au trecut Prutul pentru a-și face studiile și a-și perfecționa maestria la Iași, București, Cluj-Napoca și altele pentru a se manifesta și a familiariza publicul din dreapta Prutului cu operele lor. Compozitorul și dirijorul Gheorghe Mustea a evoluat pe scenele unui șir de centre culturale din România. Stimați colegi, aș putea vorbi la nesfârșit pe tema comunicării mele, precum și despre întreaga creație a maestrului Mustea, căci, după cum am zis, am scris cărți și mai multe studii despre domnia sa. I-am prezentat muzica în mai multe concerte și alte, dar acum mă opresc ca să concluzionez la subiectul meu de astăzi. Toată muzica lui Gheorghe Mustea este pătrunsă în fibrele ei de intonație și de suflare acestui clar, de viața și de istoria lui. Maestrul s-a născut, s-a format și a creat într-o epocă înfloritoare a culturii noastre. Se stinge ea astăzi oare această epocă? Să lăsăm întrebarea pentru un alt subiect de discuție. Compozitorului, dirijorului, interpretului Gheorghe Mustea i s-au făcut propuneri pentru a trece în alte țări. N-a făcut. De ce? Nu se poate îndepărta de rădăcini, de servă, de izvor, căci cine o să rămână acasă ca să aibă grijă de ea. Și iată, îl avem în mijlocul nostru, lucru pentru care suntem expus de recunoscători. La mulți ani, maestre! Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule doctor Habilitat Iungagin. Sunteți cel care ați scris, cred că cel mai mult despre maestrul Gheorghe Mustea. Vă mulțumim mult pentru acest mesaj. Deci, în continuare, aș vrea să menționez că printre cele mai semnificative lucrări ale compozitorului menționăm operele sale. Deci, Alexandru Lătușneanu, care în 1990 pentru această operă a luat premiul de stat, și opera Ștefan cel Mare. Dacă despre Alexandru Lătușneanu s-a vorbit și s-a scris, cea de-a doua este mai puțin valorificată. Și o rugăm pe doamna doctor habilitat Elena Mironenko să ne vorbească despre această operă, opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea, în așteptarea Monterii. Colegi, stimați orați, copul meu, dedicat conferinței jubilare în onoarea aniversării a 70 de ani a unui manifest remarcabil, compozitor, dirijor, orchestră, academician, Gheorghe Mustea, constă nu doar în a fi citat colegii și privești în drag la acestui a amin de realizării de sală, dar din cei de voastre, în atragerea atenției comunității muzicale și a structurilor de stat, asupra unui care o să le grandioase, Ștefan cel Mare. Prima sa opere, Alexandru Lătușneanu, montată în 1984, a devenit un artefact viu în cultura muzicală a Republicii Moldova, devenit de bună teatrul național de operă și balet. De fapt, da, a marcat nașterea unui opere naționale moderne, autentic. Cunoscând noua operă a lui Gheorghe Mustea, Ștefan cel Mare, doar în versiunea diferită, conform partituri publicate, adică fără percepție auditive și vizuale, știți că creare de-a lungul anilor reprinde o mare ispravă umană și artistică, vremea vieții cunoscute și apreciată de un ascultător și spectator de masă. La lucruri de scrie, compozitor, interpret, ascultător, dezvolta de-a lungul secolilor, nu a fost anulat cu nimeni. Acest înseamnă că o piesă care nu a trecut aceste trei de fapt, rămâne pe cea de masă.
avea impact asupra creștinii muzicale. Întotdeauna, acest lucru, fiind de cel mai complex gest în pieții de operă, care e susținută de forțele colective, atât de parte și de creștinilor muzicii, solisti, solisti, orchestranți, niște actorilor dramatici, regizori, regizori, niște decorate, niște de costumi și lumini, ingineri de fini, clar. În referire la partitura operei de extraordinare, propun pe interpretă ce spun despre lumile artistice care m-au cărțit. A fost dragostea nesfârșită a compozitorului față de istorie căi sale Moldova și succesele compoziționale, la cel mai înalt nivel, care nu este individuală nivelului european mondial. Dacă în calitate de nivelul al fiului operei Alexandru Petreanu, compozitorul a ales în anii de rău, un compozitor interior, în deplecință minunată, masacrarea Bujeriu și la final marca grea a lui Petreanu, atunci în noua operă ce mai cel mare, compozitorul Mărgiului apare ca un adevărat rău. În fața noastră, de fapt, prinde viața copilului multe operau în Stefan Cernură, dar în constructul al unui stat de pierd, diplomat, care a conduit cu succes politică de pierd, comandant, care a câștigat 46 de decizii, în datorul de titlul de decizii de pedale ortodoxe, aristocrat, care vorbea mânii pe mici creștini și un om viitor de familie. Trebuie să vină de genul istoric tragic în prima operă. Stefan Cernură vine de o operă de rol politică, unde în primul plan se plasează nu condițiile interne, dar cele externe, lupta cu Sfântanatul Cuc și cu alte comunii. Dramaturgia operei se bandează pe un diverg prezentat cântut de Constantin Trigan, bazat pe documente istorice autentice. În operă, potrivit diverului, se reflează o anumită perioadă în viață și Stefan Cernură, cu minunță felică, o constituie istorie de Nicolae și atingere la presidiile de la fine, în 1476, în Stefanatul Roman. Ori, în studiul două, nouă tabulele și citele. Când, în lecerul tabulele, bibliotici, datat în titlul politic, compus de lecerici, din stilul palatului de scolă. Aceste scrise privează imediat o stare de stilă, semantică, și de scrisire pe diminuțiile ce au loc în tabulele. Așadar, tabulul întâi se numește Ai funcționat în țara lumii. În acest tabulele, scrisorul decorat pe treaba de a devenit de turcă, zângă în zângă. Totuși, pentru prima dată, în orchestră apare tema lui Stefan Cernură. A fost florul poporului și laudă pe zângător. Da? O zângă de zângător. După care, răspunde primul numele al lui Stefan Cernură. Mântim în fața voastră, braniului. Bucurie cu toate este încerită pe tanturi de spații, pentru mari și orchestre simfonică în părinte Sfântul Rădăinii. Acum ne-a văzut mult pe mirat, pe domnilă, de când este fango, nu are țară tanturi și bugini, are loc în interiorul visului situată o fiindă, în finalul domnilor. Hai,
are loc dialogul dintre două personaje, Ibrahul Cătlea și Gedeunile, Nicolaul instrumental și Codier. Tabloul 3, Grișcem se face pe aici abstinențe, Grișcem de iubire, 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 Tabloul se deschide cu aria Mariei și apare Anche. Este tot șapte Anche prinsul mamă, în timp și șapte prinsul Stefan. După care urmează în vietul născutului al Mariei și Stefan cel Mare. Și prinsul de cuvintele ale Estralei. Nu se zic Marie Estrale, eu iau să închid pe fie. Așa că zice pe mine, în mesajul discutorului despre faptul că Imperiul Otoman se îndoaște în gara spre Moldova. Apoi, al doilea, Imperiul Otoman cu tabloul al patrulea. Nu se scrieți creine și duos mai mult ca și de fapt. Continuă tabloul al patrulea se ascunde pe creine de succes ale Ministerului Primare, încălzată de diplomă, care poate deși a luat în lupta cu greșnă. La necăciniului diplomat, participă încălabul din Chirica de Mini, cu o colonie, care în grupă, legată cu papa. Înțelepciune diplomatică a lui Stefan Primare o conține cuvintele legate din papal. Cuvinte. Multe el nici e domn. În unul este astăzi că nimic în realitate nu scrie de orice, de mântul mirii tale. Aici se trebuiește în stat mereu. În Dabrovski, nu clară din vizită de fiecare, în cea mai mare, și importantă arie în loc a lui Ștefan, i-a fost Hristos o floastră. Înseamnă cum de cătoră, o interpretare nici în acceptarea Sfântului, care reprezintă profunde reflexe filozofice, unde s-au împletit dezăție producătorului și vederea pentru o țară perfecție și sfinte Sfântului Sfântului. Azi, am avut văzării individuale, pe anii dintre ei, deci sau salute, zeci de oameni. După acest monolog, din unul transmune, când creșticorii au adus știre pe Sfântanul, în tot o știre pe care au văzut la niște, o știre pe o muză, pe care astralii de Lombard pornesc a doar într-o lume. Tabloul 5 se termină cu izbunul tot, telecot al conducătorului. O spune-mi, la luptă, nu urmă. Tabloul 4 se obicei, în domnul loc, și vor fi accidente, simți. Reducă lumea în interiorul și ființe în decătalul acesta, și de bine, dar atunci aici au luat plină poliție odată cu lumina Crucului, care anunță un nou conducător cu lumina Crozor, în locul lui Stefan cel Mare. Dar vreau ca să termine cu o scenă grotescă, a lui Crezut, sunt el de acumă din vedeșile cu vopsuri ale regalului și o vasă este scrieță. Instituie Ștefan la plăță, pe prelinte și coloare în perie. În acest moment, Prozor se bucure de Cheogul Isodă, pe Pământ. Uitați-te cum Ștefan Părinte fața ta, pe tablou 6, geniți, deschide pe când faci cu stare, demonstrează răspunsul mereți al lui Stefan Primare la grimatele otomanilor și proiectului.
cu reconstruire individuale a fiindcă ce fanatice. Acțiunea are loc în timp, unde individul regresilor în timp, unde se pare de înșință, de înșință, de obiție, vorbită și diplomație înțelească pentru a aduna poporul simplu, creștină pentru multă și dismană și salvarea țării. În cazul lui, Ștefan și poporul, reconfirmată de cuvintele poporului, de dulce moarte pentru tine și pentru a noastră sală. Cu multe bune, poporul nu este o instanță. Și cuvinte, nici una din cete nu a fugit, nici chiar similar, nici picioară, o lumele climatizare au răcotat lui Ștefan, că o știre care e polonă și mândrea va trăi urmați tabloul simbolic, dar cu multe au Ștefanii și topoarele și pot stai la multe. Tabloul copilă dispare mori de succes și trage o întâlnire afectuoasă individuale în mărinde și ale Ștefan primare în mărinde. În urmă cu două nouă, toți pasta îndocată stată, acționează trece primate, trebuie să fie Ștefan și Alexandru. La serile acestea mele, fiul lui Ștefan primare a luat decizia să fie capturat temporar pentru formarea țării și a tatălui său, momentul iubire. O vorbă de la urmă tata, este domn, un altul mamă tot, și nu știu de o sedire de aceea pe cuvânt. Du-ți fața, când a capăt tata, așa mai învățat cu tata. Oferă cuvântul, că unde e loc pe român, bacherea locătelor, trebuie să interacție din fiește și iubită și să vădă în fier, că simbolizează asta adevărată, încă mine mă ocupă în investitor și e întâlnare a fost admirat. Regăsitură de prima opera lui Sandro Cicini, al perestirul muzical, este susținut de la primina până la ultima notă din tradiția națională a neoconformismului, opera Ștefan cel Mare răspunde provocărilor spațial-cultural al țărării al țării de unii. Acesta înseamnă că muzica noi sale opere combină organic, stilul național cu nevățină universal, pandul organic al fost modernismului. Respectarea tradițiilor naționale în opere este multe forme. Compozitorul se bazează nu doar pe folclorul muzical, dar și pe muzică de filosof, din acea perioadă din viața domnitorului modelan. Semnele folclorului național sunt implicate în toate opere, de la introducerea în partitură a instrumentelor populare mai taval și taval, primăra mitală gemelor de doi, sâmpă, voce, sau impulsarea activităților poporice naționale, odare, internaționale, adică și primare. Utilizarea muzicii de vizită este reprezentată și talent în rugăciunile orale Doamnei Universii, în invitațiile cânterilor și cânturi de peste 3-5, în salmodiile vocale ale vibralului și de primire, recunse în orale instrumental din tabulele sale. Stilul universal al scrierii compozitionale modern infecționează prin inovațiile tale artistice. Vreau să bine tot și simplu de la asta. Ordinistă se primește perfect principalul marcă al modernității.
și anume, sentimente unui nou, iar nu le simt cu nouă spații comor în brau, capabil de distrime, cel mai subtile nuanțe, a fi frumoasă, este emoționată. Mulți ani de fapt practică ca dirijor simfonic, l-au primit pe atelierul de la o componentă puntuoasă pe ligură a orchestrii simfonice, cu un grup de stiți instrumente de percepție, introduce în cel din instrumente populare, în cel de ce vreți din simple și dată. O genuț din toată orchestrală, cu fibre vocale, manevrând în diferite tehnici ale acturii, dinamice, ritmuri, tempuri, intonație, compozitorul a reușit să redea un sentiment viu a vieții reale a modului de o fetiță pe voi au înțit pe fetiță. Merită la pregătirile individuale de caracter adăpânate, merită, obiectiv, orar, intelectiv, de lucrăniunță față de țară ca a lui Ștefan Tăinare, de realitate și dragoste mai bine, intimare și dragoste fiul de Nicolae Alexandru, de esența idoată a pregătorului proiectă, care titlului de icoană, programă, pe primit în lucru, tehnic, tăneric, 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 transmite prin opere, realitate distinte de dispoziții și situații, cum ar fi tehnica, confuzie, gloază, singurătate, bocetul, bucurie, emoție, dezaprobare, dificile. O altă realitate a stilului universal, de constituie definițiile de prunistilistică, la care compozitorul a apelat în stilie interzinte legate de negociările diplomatice. Are compozitorul, prin exemplu, din partiție ambasadorului Ungariei pe autoritmul partid de punctate, din partiție legată în papal, declamații din stil baroc, recitațiile acompaniate din partițiile Mariei, care îi șteva și gândiți sunt apropiate de stilistica operei barope și drama de din. În concluzie, voi repeta dintre o dată, despre multiplicitate de acum în schemă nouă operă a lui George Mica și de confirmare pe schemă teatru național din operă și balet. Doar acest minut de o importanță națională poate să salveze genul de operă din prima îndelungată. Iar Republicii Moldova se vede prin toate tipuri de țare culturală europeană. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna Antonenko, pentru această incursiune în opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Musta și credem că această incursiune sau acest demers prin acest demers, dumneavoastră a deschis o pârtie pentru celelalte studii care nu vor întârzia să apară, probabil după montarea operei. Vă mulțumim. Înainte de a trece la următorul vorbitor, am vrut să salut și eu întreaga asistență pe ilustrul nostru omagiat, maestru Gheorghe Musta, conducerea de vârf a Academiei de Științe, pe toți participanții, activi sau mai puțin activi, ale acestei mese rotunde. Trecem la următorul vorbitor, care va trata subiectul Gheorghe Musta, dirijorul. Îi ofer cuvântul domnului Victor Ghilaș, doctor habilitat, directorul Institutului Patrimoniului Cultural. Aveți cuvântul, domnule Ghilaș.
redactării textului de față, ne-am întâlnit cu maestrul Musca, solicitându-i câteva răspunsuri la întrebările noastre. Am dorit să aflăm părerea dumneavoastră sale despre rolul dirijorului în orchestră, despre calitățile profesionale ale acestuia, despre estetica gestului dirijoral, despre necesitatea respectării textului partiturii de către dirijor, etc. Întrucât în lumea muzicii există și păreri sceptice în privința funcției de dirijor, o primă întrebare a fost: cât de necesar este dirijorul în orchestră? Acum circa 60 de ani, cunoscutul dirijor german Bruno Walter i-a fost solicitat un răspuns la întrebare: este posibil actul interpretativ fără dirijor? Răspuns: este posibil, dar nu pentru transpunerea oricărei partituri. După care a urmat întrebarea intervievatului, am spune una retorică: cum s-ar putea executa Amurgul Zeilor de Wagner fără dirijor? În aceeași cheie, la aceeași întrebare, pornind de la propria experiență, ne-a oferit răspunsul și domnul Musca. Practica muzicală i-a dat răspunsul afirmativ la această întrebare. În orchestră, opinează dânsul, persoana de referință este dirijorul. Chiar dacă arta dirijatului se învață, aceasta, este convins omagiatul, apare ca un dar înnăscut, care însă mereu trebuie întreținut, cultivat, dezvoltat. Dirijorului este necesar instinctul muzical, instinctul liderului, care cunoaște aparatul orchestral, intuiția, care presupune perspectiva cognitivă, analitică, în soluționarea unor probleme de ordin artistic. Talentul la dirijat, care este unul special. Totodată, un șef de orchestră are nevoie de autoritate în fața instrumentiștilor, pe care trebuie să-i respecte și să fie empatic în relația cu aceștia. Autoritatea nu înseamnă tiranie, spune maestrul. Autoritatea se manifestă în disciplină, care este absolut necesară la soluționarea problemelor de ordin artistic, la coagularea corpusului orchestral într-un tot organic, capabil să-și îndeplinească armonios menirea în fața spectatorului. Așadar, reducem următoarea. Misiunea dirijorului nu se reduce la o simplă reproducere a unei partituri muzicale, la care eventual ar putea fi transpusă de o manieră simplistă fără contribuția acestea. Asociune care este susținută fără echivoc de muzicianul Gheorghe Musca. Mai curând, rolul dirijorului ar putea fi definit ca o acțiune complexă de revalorificare a unei opere muzicale. Deci, înainte de toate, trebuie să vorbim despre un demers creativ cu implicarea activă a dirijorului, prin care muzica interpretată este recompusă cu decodificare personală a mesajului, dar, în același timp, fără a altera conceptul compozitorului, adaptând și nuanțând poate anumite detalii cu păstrarea spiritului discursului sonor. Dar să revenim la începutul carierei dirijorale a maestrului Musca și să urmărim subțint traseul artistico-dirijoral. În anul 1975, Gheorghe Musca obține primul său post profesional de dirijor la cârma orchestrei Ansamblu Academic de Dansuri Populare Joc, unde activează până în anul 1978. A continuat mai apoi la varii pupitre, la profesorat și specializări. Pe parcursul următorilor 2 ani, activează ca pedagog la Școala de Muzică Ștefan Neagă, fiind dirijorul orchestrei de muzică populară a elevilor din instituție. În anul 1980, obține licența în dirijat simfonic și de operă, clasa conferențialului universitar Isai Alterman. După care, în 1983, este angajat până în 1984 în calitate de dirijor al orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat din Moldova. Între anii 1984-86 urmează cursurile de perfecționare în arta dirijatului la Leningrad, Rusia, în Orchestra Simfonică Academică de Stat a Filarmonicii de Stat Dmitri Șostakovici, clasa profesorului Alexandru Dmitrie. După anul 1989, până în prezent, este director artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a Comitetului de Stat al RSSM pentru televiziune și radiodifuziune, actualmente ITNA, compania de radio muzică. Din acest punct de vedere, Gheorghe Musca se situează printre dirijorii de Republica Moldova cu una dintre cele mai longevive cariere artistice. O bună parte a activității dirijorale maestrului Musca
în fruntea acestui colectiv artistic, se desfășoară în studioul radiofonic, care răspunde misiunii interpretării, difuzării și înregistrării creației componiste naționale și universale. Aici, Gheorghe Musa dezvoltă așa numită practică a interpretării muzicale fără greșeală. Remarcăm în acest context un aspect important în viața Orchestrii Simfonice Naționale, a companiei și a directorului artistic, și anume, vastul repertoriu simfonic interpretat, care cuprinde genurile muzicale reprezentative ale tuturor epocilor, de la muzica barocă la lucrări ale compozitorului contemporan, repertoriul vocal simfonic, de opere și balet, profesionist monacademic, fapt ce ne vorbește despre ambitul sau stilistic clar al directorului artistic în discuție. Până în prezent, acest colectiv artistic a depozitat în fondul de radio, în fondul de aur al instituției, peste 1000 de lucrări din literatura muzicală națională și universală. În arta dirijorală a maestrului Musta, a cele altă șef de orchestră, observăm două componente. Primul, dirijatul tehnic, adică tactare, coordonare și asigurare precizii ritmice, respectare tempoului și a metrului, începuturile, terminațiile, darea unor intre, coordonarea accelerărilor și încetinirilor, închiderea coroanelor, întreruperile, alte elemente semnificative a lucrării. Și doi, dirijatul artistic, adică tactare expresivă și imaginativă, cu impact psihofiziologic. Urmărind actul interpretativ al orchestrei aflate sub competența lui Gheorghe Musta, remarcăm respectarea, obținută în rezultatul repetițiilor, a preciziei ritmului, dinamicii, vitezei metronomice, simultanietății începerilor și terminațiilor, a acțiunilor de avertizare, demarcarea sincopelor și contratimpelor, sublinierea accentelor, etc., care, în definitiv, asigură nașterea și desfășurarea procesului muzical. Menționăm aici estetica gestului dirijoral și formele lui artistice prin care sunt soluționate întâi de toate problemele de ordin tehnic, așa cum acestea apar în practica omagiatului și deloc neglijabile în actul interpretativ. Abaterile de la partitură, dacă și există, sunt minime, fără abuzuri, în limitele propriei comprehensiuni a conținutului muzical. Dirijatul artistic și constructul gestic al maestrului se constituie într-un eficient limbaj non-verbal, unul plastic, sugestiv, colorat și original, care asigură randament maxim în tălmăcirea partiturilor. Originalitatea conceptului artistice a gesticii șefului de orchestră Gheorghe Musta, exprimată cu ajutorul tehnicii manuale și dublate de baghete, ar putea fi caracterizată ca fiind una largă, sigură, economicoasă, agreabilă vedere, fără efecte spectaculoase inutile și, în același timp, echilibrată, suplă, elegantă, elastică, energică, marcată de expresivitatea imaginilor sonore induse, asigurând prin aceasta echilibrul construcțiilor sonore, coloritul viu al timbrurilor și, nu în ultimul rând, limpezimea și cursivitatea temelor din partiturile muzicale. O constantă vădită în activitatea dirijorului o reprezintă înclinația pentru relevarea contrastelor dramatice, grija deosebită spre bogăția nuanțelor, finețea acompaniamentului. Prin autoritatea gestului său măsurat, exact, pasional, purtătorul nostru de baghetă reușește să asigure echilibru, densitate și omogenitatea sonoră a grupurilor organofone, proporționalitatea, cursivitatea melodică și comunicativitatea caldă a planurilor polifonice. De la caz la caz, în practica maestrului Musta, întâlnim comenzile dirijorale de tipul reculului, cu impulsul energic al mâinii din coaine, acțiune motrică de efect, care sporește impresia tensiunii interioare în sensul muzical. În arsenalul artistic al protagonistului, întâlnim de asemenea și procedeii de dirijorare complementare, cu utilizarea expresivității marcate prin îngustarea sau închiderea ochilor, alungirea buzelor, amărțirea și rigidizarea totală sau parțială a mușchilor faciali, etc. Toate acestea reprezentând comenzi ce ar sugera exteriorizarea de dispoziții umane, stări efective, anume, lumea complexă a trăirilor sufletești. Am selectat câteva exemple din practica gestică a lui Gheorghe Musta pe care vi le prezentăm. Iată, poziția obișnuită de începere a maestrului. Poziția înaltă de începere. Avântul pentru comandă de începere. Brațul stâng în stare pasivă. Culminația
este reprezentată prin gest dat în felul următor de către maestru. Calmarea dreptată a discursului sonor, diminuarea dreptată a sonorității, alte tip de gesturi, gest de recul din coalier în partea stângă, gest de solicitare, gest de acoperire, gesturi, alte gesturi de acoperire, gestul de atenționare, gestul de solicitare a aerofonilor, care se află. Așa, gestul de solicitare a cordofonilor, solicitări piano. În fruntea orchestrei simfonice naționale a companiei Telerad din Moldova s-a impus cu un dirijor care promovează un vast repertoriu simfonic și vocal simfonic, cuprinzând simfoniile de Gaiden, de Haydn, Mozart, Beethoven, Berlioz, Brahms, Tchaikovsky, Zagorsky, Ciuban, Kitsenko, Zagorsky, concerte de preclasici, clasici, romantici și moderni. Este o listă, partea care aveți pe ecran aici, nu aș vrea să vă să stragă atenția la toate aceste le aveți pe ecran și vreau să menționez în mod aparte că intră în acest registru și creațiile compozitorilor naționale. Începem cu Ionescu, Jora, Țăranu, Lereescu, Dânceanu, Iogulescu, Timaru, Popovici, Munteanu, Ștefan Neaga, Beleaie, Burle, Buzilă, Chiriac, Tudor, Ciobanu, Vladimir Ciolac, Goga, Doni, Macovei, Mamă, Trigilis, Rusnac, Rusu și alții. Datorită turneilor din străinătate, orchestra aflată sub competența dirijorului Gheorghe Mustea obține prestigiu în afara țării, ocupându-și locul meritat între colectivele artistice. În perioada activității artistice a susținut peste 1000 de concerte în Republica Moldova, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Estonia, Franța. De fapt, probabil că ar fi mai ușor să notăm țările în care n-a fost cu orchestra domnul Mustea. Da, în felul acesta, dânsul a prezentat arta interpretativă și componistică a țării noastre printr-un larg spectru stilistic de repertorii muzicii naționale și universale, clasice și moderne. De-a lungul carierei artistice, dirijorul Gheorghe Mustea și-a câștigat meritată recunoaștere profesională, fiind invitatul mai multor orchestre din țară, orchestrele Teatrului Academic Muzical Dramatic de Stat Pușkin, Filarmonicii din Chișinău, Orchestrei Naționale de Cameră, a Teatrului Național de Operă și Balet și din străinătate, Orchestrii Simfonici, a Filarmonicilor, George Enescu, București, Mihail Joră, din Bacău, Transilvania, din Cluj-Napoca, a Teatrului de Operă din Brașov, a Orchestrii Simfonice Naționale din Paradzic, Bulgaria și altele. Iată, aveți aici câteva afișe de concert în care figurează numele. Vezi câteva, dar sunt nu prea multe. Este imposibil de a reprezenta toate într-o comunicare. Fiind omologat talentul în țară și în străinătate, apreciată competența și virtuțile dirijorale, la serviciile domniei sale au operat mai mulți compozitori care i-au încredințat sonorizare în premiera creațiilor, numărul acestora ridicându-se la cifra de 168 de lucrări. Iată, avem aici o listă de autori a căror creații a apărut în premieră. O altă parte din lucrări, tot în premieră, au fost transcripții, aranjamente, care chiar dacă au fost lansate în premieră într-o variantă în alte spații, aici ne referim la transcripții, care la fel îi aparțin orchestrii dirijate de maestru Mustea. E vorba de numărul 10 acestor lucrări. Sub agheatul lui Gheorghe Mustea au evaluat cunoscuți interpreți de arte muzicale internaționale. Iarăși, avem aici o listă întreagă de cântăreți, de violiști, pianiști, flautiști, clarinetiști și mulți alții. Iată, avem niște afișe de concert, iarăși, am ales așa, niște afișe fără mare de discernământ, pentru că este foarte complicat să alegi un afiș sau altul. Așa, pentru a ilustra, iată, avem câteva afișe. Grație efortului domniei sale, au fost puse în valoare primele partituri ale tinerilor compozitori lucruri importante din Republica Moldova. Cotruță, Gămurari, Gondu, Lazarencu, Mirco, Spalinski, Păslariu și altul, stimulând creativitatea acestora și totodată asigurând continuitatea școlii componiști și naționale. Gheorghe Mustea transmite experiența dirijorală discipolilor săi, susținând cursul de dirijat simfonic și de orchestru la Academiei de Muzică, Teatru și alte plastice.
foarte place. A ridicat o pleiadă de tine, dirijori, printre discipolii săi, numărându-i dirijori afirmați sau cu cale de afirmare. Marin Golan, Alessandro Bucci din Italia, Dumitru Cărciumaru, Denis Ceausu, Andrei Dimitrovici, Andrei Corin, Igor Irsac, Vecislav Bucciov și alții. În didactică muzicală, cu viitorii dirijori, profesorul universitar Gheorghe Mustea aplică un set de metode de instruire, precum studiul partiturii, lucrul individual cu textul partiturii, expunerea, explicația, conversația, demonstrația, cultivarea culturii muzicale, exerciții de independență a brațelor, de flexibilizare al aparatului mano-digital și altele. Da, și vreau să închei. Aici, în lumea spectacolul asta băghetic, maestrul artei dirijorale Gheorghe Mustea a reușit să se impună cu o personalitate puternică pe scena muzicală, reușind să construiască din orchestră pe care o conduce circa 3 decenii de azi, o personalitate colectivă care simte, gândește și trăiește opera de artă împreună cu el. Prin arta sa dirijorală rămâne a fi un ambasador fidel al culturii muzicale naționale în lume. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim, domnule Ghiroș, pentru acest expozeu însoțit și de imagini. Următorul participant care s-a înscris cu comunicare este Paul Domurar, compozitor, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova. Astăzi el apare în rolul de exeget al creației lui Gheorghe Mustea. Iar titlul comunicării sale este Universul muzicii lui Gheorghe Mustea și poezia lui Grigore Vie. Domnule Domurar, sunteți cu noi? Da, eu sunt, vă mulțumesc, doamnă doctor. Stimate maestre Gheorghe Mustea, onorată asistență, bună ziua, Hristos a înviat, sunt bucuros și emoționat totodată să fiu parte acestui eveniment. Titlul comunicării mele este Universul muzical al compozitorului Gheorghe Mustea și poezia lui Grigore Vieru, deoarece tema tezei mele de doctorat, care urmează să o susțin curând, are tangențe cu muzica vocală, în mare parte muzica vocală simfonică și interacțiunea dintre textul literar și muzica. Am decis să prezint anume acest aspect al creației compozitorului Gheorghe Mustea, și anume lucrările sale vocale pe versurile poetului Grigore Vieru. Muzica este una dintre cele mai potrivite și provocatoare arte în descifrarea mesajului ascuns de către creator, iar interacțiunea dintre muzică și literatură, unul din cele mai ample și complexe subiecte din muzicologie. Limitele acestor forme de artă nu sunt definite. Literatura își găsește continuare și completare în muzică și invers. Un poet, scriitor, ajută la înțelegerea profunzimii și expresivității muzicii, iar un compozitor contribuie la o dezvăluire mai vie a imaginilor, poeziei și a prozei. Dar impactul unui text literar se bazează încă și pe un context verbal. În mare măsură, textul literar este lumea conținutului muzical. Un text literar se potrivește unei persoane în mod flexibil și tocmai asta îi oferă o lungă perioadă de conversie în cultură, oportunitatea de a trăi într-un fundal mare renaștere. În activitatea sa de peste 50 de ani, maestru Gheorghe Mustea și-a adus aportul în completarea repertoriului național instrumental, vocal de cameră, coral, vocal simfonic, simfonic, de operă, muzică ușoară, muzică de film și spectacole, etc. Adresându-se la verbul poetic, în lucrările sale, compozitorul scrie muzica pe versurile poeților clasici. Mihai Eminescu, Gheorghe Sati, Bogdan Petrucei cu HD-ul, Alexei Matveievici, Eusebiu Camilar, George Bakove, Veronica Michle, Octavian Goga, dar și pe versurile poeților contemporani. Nicolae Dăbija, Ion Cadăr, Iulian Filip, Gheorghe Dimitriu, Ludmila Stăbețchi, Anatol Ciocanu, lista o vedeți. Deci voi trece mai departe. Însă versul lui Vieru rămâne a fi mai aproape, mai propriu pentru muzica, pentru maestrul Gheorghe Mustea și muzica sa. În muzica sa vocal-sifonică, care cuprinde în jur de 20 de titluri, compozitorul semnează numeroase creații pe versurile poeților moldoveni, printre care balada,
pe versuri de lui Grigore Vieru, în mes de noapte între sat, pe versuri de Ion Podoleac, porți de altar, pe versuri de Ludmila Sobieski, trei mari iubiri, pe versurile de Grigore Vieru, ce liniște din cerul se coboară, pe versuri de Gheorghe Dimitrie, Moldova, Baștină Dragă, pentru cor și orchestră simfonică, pe versuri de Galina Furtui, iar printre creațiile corale se evidențează cântecul Basarabenilor pentru cor a capela, pe versuri de Alexei Matievici, și Lumineze Stelele, madrigal pentru cor mix a capela, pe versuri de Mihai Eminescu. Și altele. Creațiile vocal-simfonice ale maestrului excelează prin scriptura simfonică bogată, echilibrată, în care se integrează în mod organic timbrul vocii umane, iar colaborarea muzica-poezie nu se produce rectilinu, ca simplă melodizare a textelor, ci capătă forme artistice subtile și profunde. În acest sens, putem evidenția creația Balada pentru soprană și orchestră pe versurile lui Grigore Vieru, scrisă în 1984, dedicată primei interpretei soprane Maria Vieșu. Având la bază versul Război de Grigore Vieru, compozitorul creează un tablou sugestiv al războiului privit prin prisma trăirilor mamei, tema centrală a creației poetului. Prin schimbarea titlului creației, deci din Război în Baladă, și în mod special prin diferențierea clară în cadrul celor trei strofe a unor trei ipostaze perioade, reflectate și în formă tripartită ABA1, desprinse din conținutul poemului, prefigurarea și neliniștea provocată de pericolul războiului, partea 1, războiul cu ororile lui, partea 2, și pacea sărbătoare, câștigată cu un preț scump, încărunțirea, îmbătrânirea mamei, partea 3. Poetul reflectă în mod plastic perindarea pe parcursul poemului a acestor trăiri, prin nuanțarea imaginii părului mamei. În prima strofă, părul mamei cădea lung, a doua strofă, părul mamei răzbrătit și a treia, părul mamei viscolea. Astfel, limbajul muzical al baladei lui Gheorghe Musea se deosebește printr-un dinamism aparte, prin contrastul bine echilibrat dintre părți, prin emotivitatea pătrunzătoare a discursului, ocupând un loc bine meritat în repertoriul vocal-simfonic național. Propun să audiem un fragment în interpretarea Angelinei, soprane Angelina Arpi și Orchestra Simfonică Națională a Companiei de Radio Moldova, dirijor maestru Gheorghe Musea. Lucrările de referință a maestrului Gheorghe Musea este romanța Trei mari iubiri, scrisă în anul 1989, în două versiuni, pentru tenor și orchestră simfonică și tenor și orchestră de cameră. Această lucrare compusă pentru tenorul Mihai Munteanu, care o interpretează până în prezent, este și una din cele mai populare din cerul său de romanță. Cele trei mari iubiri, Graiul Strămoșesc, Maicuța și Femeie Dragă, reprezintă leitmotivul întregii creații a poetului Grigore Vieru. În aspect muzical, strofele cu caracter narrativ liniștit contrastează cu refrenul atât de specific genului de romanță, în care culminația se realizează pe sunetul La bemol, împreună cu versul Trei mari iubiri. Cercetătorul Ion Gărgi menționează asocierea formulei ritmice de la refren cu tema principală a simfoniei numărul 5 de Beethoven, motivul sorții. Prezența temelor principale, citesc, Mama, care ne dă însăși viața ca atare,
Limba, învățată iarăși de la mamă și prin care ieșim în lume și ne construim viața sub aspectele ei, și femeia cu care ne reunim pentru a da naștere unei alte ființe, am încheiat citatul, așternute pe o linie melodică potrivită, împreună cu interpretarea dramatică a solistului, toate acestea au permis ca romanța Trei mari iubiri să fie una din lucrările principale ale genului de romanță din Republica Moldova. În continuare vom audea un fragment interpretat de tenorul Mihai Mintan și Orchestra Simfonică Națională a Companiei Tirare de Moldova la pupitru maestru Gheorghe Muță. Scrisă pe versurile lui Grigore Vioru, cuprinde lucrările. Primăvara, ciclul vocal pentru tenor și pian, păstorul și moara pentru soprană și orchestră de cameră, dedicată lui Ion Bruță. Și de ce ai dat, Doamne? Arie cântec pentru tenor și pian, scris în anul 2003 și interpretat de bas bariton, o variantă bas bariton, interpretat de Roberto Lucarelli, care reprezintă un dialog al eului cu Dumnezeu, adresându-i întrebări. Atâtea vorbe și minciuni, atâtea seci promisiuni. De ce ai dat, Doamne, grai la om, iar nu la floare și la pom? Întoiere. E falsă mila, ori mută, iar crucea de la piepte joc. În moarte tot mai mult se mută, văzând că în viață nu au loc. Și rugăminte. Mai bine ar vorbi în lume florile, iar omul ar tăcea. Aici muzica completează dramatismul poetic, în primul rând introducerea de turneală la pian, politonală este succedat de strofele care contrastează cu refrenul dinamic, alarmant și neliniștit. Vom audea în continuare un mic fragment în interpretarea bas-baritonului Roberto Lucarelli. Scrise pe versurile lui Grigore Vioru, prin următoarele titluri. Mingea pentru voce și pian, surioară pentru voce și pian, ghici culoare pentru voce și pian, cine joacă corele pentru cor, alunelul care la joc pentru cor. Și ciclul de 5 miniaturi pentru tenor și pian, aici am inclus în această categorie datorită tematicii versului,
acest ciclu format din 5 miniaturi, fiecare cu titlul său, Ploaia, Melcul, Primăvară, Pasărea și Cocoșul. Vom audia miniatura cu titlul Pasărea în interpretarea tenorului Igor Țurcan. Evidențiem următoarele lucrări a compozitorului Gheorghe Mustea pe versurile lui Viel. Cântec de dor, să păzim pământul cinitat, supărare, interpretă Lugăciola. Ești cea mai dulce ploaie, lăsai apă de izvor, interpretă Iurisa Domnului. Noi, ibraii, suntem popor. Ce se întâmplă între oameni, interpretă Anastasia Lăzăru. Un buchet de vise, o dulce poveste, chemare iubirii, iubesc. În cântecele de estradă semnate de Gheorghe Mustea putem găsi mai multe influențe. În primul rând, compozitorul fiind un cunoscător a muzicii populare și totodată un interpret polivalent de folclor, utilizează motive în stil popular care sunt îmbinate cu alte surse sonore. Imitarea acompaniamentului de taraf, mișcările melodice specifice interpretările autorești, utilizarea formulelor textuale specifice muzicii populare, etc. Influențe folclorice găsim și în piesa interpretată de Iurisa Dobnic, Lăsai apă de izvor. Unde, după cum menționează muzicologul Victoria Tkachenko, citez, introducerea instrumentală tratează unele modele melodice tipice pentru partida de orii din taraf, care interpretează o linie melodică ce sugerează o melodie lirică, apropiată de genul de horă a fetelor, fapt confirmat și prin mișcare descendentă în triolete bogat ornamentată, încheiat citat. Tema centrală a piesei este dorul, dorul de casă părintească, dorul de satul natal, etc. În cântecele de stradă ale lui Gheorghe Mustea se găsesc influențe de muzică, jazz, rock, academică, toate acestea demonstrând stilul lor sintetic, plin de idei și sensuri reprezentative, motive și arhetipuri folclorice și un echilibru exclusiv la granița dintre cunoscut și stilul componistic individualizat. Vom asculta piesa Lăsai apă de izvor, interpret Iurisa Domnic. Adresate dumneavoastră de către antevorbitorii mei.
dorindu-vă la rândul meu sănătate, inspirație, pace, fericire în tot ceea ce realizați și vin încă câteva mesaje de felicitare de numele colegilor de la Lumina Compozitorilor și Muzicologilor și în calitate de prodecan al Facultății de Artă Muzicală. Vin cu un mesaj din numele corpului profesoral al Academiei de Muzică și Arte Plastice, în special Facultatea Artă Muzicală și rectorul, doamna Victoria Melnic, cu urări de sănătate, bunăstare și toate cele bune. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim și noi, domnul Redemurar, pentru comunicarea dumneavoastră care abordează un aspect foarte important al creației maestrului Mușca. Vă mulțumim și pentru exemplificările sonore de foarte bună calitate. Și vă dorim și noi succes și sănătate. Trecem la următorul vorbitor și ultimul pe listă este scris compozitorul Vlad Burlea. Nu l-am văzut aici pe ecran, nu știu dacă este pe undeva să răspundă. Este aici. Foarte bine. Deci îi oferim cuvântul lui Vlad Burlea, compozitor, care se va referi la activitatea didactică a maestrului Gheorghe Mușca, iar titlul comunicării sale este aportul lui Gheorghe Mușca la edificarea școlii componistice la Sarabene, la confluența Mielului. Vă oferim microfonul, domnule Burlea. Stimate dragă maestre, onorată asistență, lucrează? Da, da. Cred că am lucrat. Este, aici este. Sper că și online se aude bine. Eu am preferat să fiu alături de maestru aici și să simt energetica acestui eveniment. Vreau să felicit organizatorii și acum, ca să vorbim despre activitatea maestrului în calitate de profesor, aș vrea să încep de la ceea că tot ce face Gheorghe Mușca, face temeinic și profesionist. Activitatea dânsului în calitate de profesor de compoziție se încadrează perfect în aceste calificative. Am să pornesc de la aceea că lecțiile de compoziție sunt individuale și au loc în atelierul compozitorului. Astfel, discipolul preia, în primul rând, din experiența maestrului, din modul lui de a analiza, de a gândi, de a imagina artistic. Or, cu cât valoarea profesorului e mai mare, cu atât crește și probabilitatea unui rezultat didactic-artistic pe măsură. Până în prezent, clasa de compoziție a maestrului Gheorghe Mușca include 10 absolvenți. Unii au început studiile la dumnealui, alții s-au încadrat la o anumită etapă, dar toți au remarcat principiul de atelier în organizarea orelor de compoziție. Asta înseamnă, în primul rând, că lecția va dura până când va fi obținute cele programate. Uneori poate să fie chiar 2 și 3 ore. Așa e și Ferex, lecția fiind la fel un act artistic și starea de creativitate deja obținută nu poate fi întreruptă. Un alt element important ține de atmosfera creată de pedagog în timpul orilor. Gheorghe Mușca mereu este atașat de discipolii săi și știe să le însufle încrederea că el este mereu alături și îi va ajuta să depășească anumite etape mai complicate de însușire a meseriei. Oferă cunoștințe practice și teoretice de o mare valoare în activitatea ulterioară a unui compozitor, cu referință nu numai la perioada de compunere, dar și celelalte etape importante în realizarea unei lucrări artistice. Scrierea și redactarea partiturii, a partiților, pregătirea materialului pentru repetiții cu orchestra și interpretarea la examen sau în public. Maestrul manifestă o atitudine aparte pentru fiecare student din clasa sa, ținând cont de individualitatea fiecăruia, de temperament, de cercul de idei pe care le împărtășește, de preferințe sau preocupări. Astfel și lucrările de absolvire sunt diferite ca tematică,
ca gen, dar au complexitate ce scoate în evidență aptitudini profesioniste în devenire, cultivate de profesorul Gheorghe Musta. Doar câteva titluri ale lucrărilor de absolvire. Alex Pojonca, Tension 1 pentru orchestră simfonică, Paul Gamurar, tablouri simfonice pentru orchestră, Ludmila Chise, diptih pentru orchestră simfonică, Ion Coțofan, poem simfonic pentru orchestră, Maxim Ciorbă, Keys of Mischief pentru orchestră simfonică. Eu am absolvit cu cantata Ora Eternă pentru soliști, cor mix, orchestră simfonică în componență tip triplă. Și au mai vorbit și o să mai vorbească din absolvenți, dar eu aș vrea să vă invit să ascultați o mărturie sonoră oferită de discipul Ion Coțofan. Va fi în variantă audio. Da, vă rog. Bună ziua! Salutări de Spania! Vreau să felicită domnul Gheorghe Musta pe această frumoasă aniversare. Vreau să-i doresc multă sănătate, multă fericire, multe realizări frumoase. Sunt Ion Coțofan, am auzit casa de compoziție la domnul Gheorghe Musta în anul 2000 și îmi amintesc cu foarte mult drag de cea perioadă, de ce ani. Vreau să zic că am învățat foarte multe de domnul Gheorghe Musta în domeniul compoziției și orchestrației. Domnul Gheorghe Musta m-a învățat să am o imaginație mai bună, o intuiție mai bună, cum zicea dumnealui, să fiu descătușat. Domnul Gheorghe Musta ne-a oferit o perspectivă studenților de la compoziție, o perspectivă din partea care vine de partea unui compozitor, care mai e și dirijor de orchestră, mai e și conducător de orchestră. Și mi-a învățat foarte multe secrete care în domeniul compoziției și în domeniul orchestrației, care nu se găsesc în manualele de compoziție sau orchestrații. Toate astea, tot ce am domnit de la domnul Musta, acum le aplic în activitatea mea compozistică. Vreau să menționez că deja de vreo 15 ani activez în domeniul muzicii pentru animație, muzicii pentru desene animate. Și în acest domeniu e foarte important să ai o imaginație foarte bună, să ai o intuiție foarte bună, să fii foarte flexibil, să fii descătușat. Vreau să mulțumesc domnului Musta pentru energie, entuziasm și dăruire cu care se implica în activitatea componistică. Eu deja sunt plecat de 20 de ani din Moldova, de vreo 6 ani lucrez în Spania. Domnule Gheorghe Musta, domnule profesor, vă doresc din toată inima să aveți o aniversare frumoasă, să sărbătoriți frumos, să petreceți frumos, alături de cei dragi, alături de familie. A fost Ion Coțofan, discipulul dumneavoastră. A fost în înregistrare, fiindcă decalajul de oră și activitățile peste cutare sunt un pic altele, de aceea el a solicitat să transmită un mesaj înregistrat al lui. În perioada documentării am observat că 7 din cei 10 absolvenți ai clasei dumnealui, maestru Gheorghe Musta, au devenit membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova. Participă activ la concerte, festivaluri, conferințe, atât naționale cât și internaționale. Ludmila Chise a participat la câteva ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi și a susținut teza de doctor în Statele Unite ale Americii. Alex Bojonca, pe lângă compoziție, a preluat și dirijatul simfonic. Ion Coțofan l-a audiat tocmai desfășoară o activitate de creație în Spania. Maxim Ciorba, alături de alți câțiva tineri compozitori, participă la activitățile Uniunii Compozitorilor. Deja Paul Gamurar a vorbit și eu sunt în fața dumneavoastră, urmează să fie și Valeria Barbas. Astea sunt, de aceea vorbeam că membri activi a activității în domeniul compoziției. Eu fiind al doilea discipol, îi datorez în mare parte maestrului Gheorghe Musta faptul că am putut să fac o carieră în compoziție, să am satisfacția creației legate de muzica vocal-simfonică, orchestrală sau de cea camerală.
dar totodată am preluat metoda maestrului de predare a compoziției prin dedicare disciplinei, dedicare elevului, sigur că eu fiind la nivel de colegiu, și rezultatele au venit. Am să menționez doar două nume. Doina Cezara Procopciuc și Cristian Spătaru, absolvenți ai Colegiului de Muzică Ștefan Neagra, astăzi Centrul de Excelență în Educație Artistică, au fost în clasa mea de compoziție și astăzi își fac studiile la compoziție și Cristian la dirijat simfonic în una din cele mai prestigioase instituții din Europa, Universitatea de Muzică și Arte Contemporane din Viena. De aici și convingerea mea că Gheorghe Mustea, prin activitatea sa didactică, contribuie substanțial la constituirea școlii basarabene de compoziție la confluența mileniilor, ceea ce va propaga și susține în continuare arealul gândirii muzical-artistice românești. Și aș mai vrea să scot în leac un aspect, ceea ce leagă de intuiția maestrului atunci când este în public și lucrează cu sală. Eram cu dumneavoastră la Universitatea de Artă, prelege în cadrul Academiei de Poliție și trebuia să vorbim despre instrumentele muzicale. În sală au intrat în jur de 200 de studenți militari, închipuiți, obosiți și chinuiți de regim, de instrucțiuni, de tot s-au așezat și se uitau cam sceptic la noi care eram în scenă. Maestru Gheorghe Mustea avea un furtun, a luat un furtun, a ieșit în fața scenii și i-a întrebat ce este aceasta? Atenția deja a pornit către noi și cineva așa în glumă zice: păi, bun de scos vin, foarte corect, este un furtun de scos vin, dar vă știți că este un instrument foarte vechi de-al nostru popular? Și a urmat, a transformat acest furtun în tilintă și a urmat o tiradă de virtuozitate în care toți pur și simplu au muțit, sala s-a făcut liniște perfectă. După aceea a urmat fluierul, a urmat ocarina și la urmă naiul și s-a finisat cu o explozie de aplauze, toți acești tineri s-au sculat în picioare și aplaudau maestru. Iată intuiția care a permis o comunicare cu sala excelentă. Stimate dragă maestre, pe parcursul anilor, dumneata și împreună cu doamna Tamara ați devenit foarte apropiați familiei noastre și noi vă dorim multă sănătate în primul rând, fiindcă activitatea dumneavoastră, atât de creație, cât și polivalent, iată, și ca profesor, ca dirijor, este foarte necesară societății, mai ales astăzi, când este nevoie de lucruri veridice în artă. Fiindcă, cu părere de rău, tot observăm mai mult că, virgulă, chiciul vrea să substituie arta adevărată. Ori tot ce faceți dumneavoastră reprezintă artă adevărată. Vă mulțumesc că ați fost profesorul meu, vă mulțumesc pentru că sunteți și Doamne ajută și mai departe. Vă mulțumesc și noi, domnule Bugla, pentru că ne-a relevat și această facetă a muzicianului polivalent Gheorghe Mustea. Și la acest moment am terminat cu secțiunea comunicări. Trecem mai departe la omagier. Vorbim în șir de intervenții omagiale și am înțeles că primul pe listă este compozitorul Constantin Rusma, doctor honoris causa al Academiei de Știință a Moldovei. Vorbesc că itinerarul dumnealui de creație s-a intersectat de mai multe ori cu itinerarul de creație al lui Gheorghe Mustea și probabil despre asta ne va vorbi. Vă invităm la microfon. Bună ziua! Onorată asistență, este o zi frumoasă. Ziua de naștere, în general, este o zi foarte frumoasă. Când mama te-a dus pe lumea asta, când ai fost trimis de acolo, de sus, pentru ca să faci un lucru, în primul rând să iubești. Eu cred că Gheorghe Mustea, chiar din prima zi, el a știut din ce cauză a venit pe acest pământ. Când am fost rugat să scriu câteva cuvinte despre Gheorghe pentru acel omagiu pe care l-a pregătit Academia, eu cu plăcere m-am apucat să scriu acest
lucru și m-am gândit. Într-adevăr, Gheorghe Muste a schimbat prefixul 6 pe 7, deci sunt decenii care ieri le număram la o singură mână, acolo trecut la cealaltă mână și mă gândesc, fiecare ar spune cât de repede trece timpul. Nu e adevărat, timpul stă pe loc și ne lasă pe noi să trecem prin el. Și atunci când ne uităm în urmă să vedem ce urme am lăsat și dacă vedem urmele noastre, înseamnă că nu s-a dat în trecut, timpul ne-a lăsat să trecem prin noi. Prin noi. Deci, mulți când se uită în urmă, vede niște urme frumoase. Aceste urme frumoase se fac văzute acum când fiecare vorbește atât de frumos despre el. Mi-aduc aminte, într-adevăr, în primele zile, că noi eram cunoscuți, el era la Neagră, eram dincolo, nu prea ne cunoșteam, dar când, după conservatorul, cred, ce mai faci cu tine, m-a luat curbet la joc. M-a luat curbet la joc, zice, și ca solist, zice, și ca dirijor, eu zic, nu Musca, dirijor principal, dirijor șef. Nu știam atunci că o să fiu profet, că am fost profet, și el, într-adevăr, a devenit șef, dirijor principal al unei frumoase orchestre. Și ca să timpul este, într-adevăr, el ne permit să trecem prin el, dar nu ne lasă chiar atât de mult să-l pierdem și să-l omorâm. Eu, mai, ca să nu dezamăgesc pe academicianul Mihai Cimpoi, care m-a inclus în proincipopedie ca acrostichist, sigur că i-am scris lui Gheorghe Mustea un portret în poezie, în acrostic, iată eu o să-l arăt, scrie acolo Gheorghe Mustea dirijor. La sfârșit este, sunt titre G, I și M, adică Gheorghe Ion al lui Ion Mustea. Miluit de cel de sus să lase urme sonore pe acest pământ, s-a lobotit de timpuriu cu terpsihora, făcând cu euterpe legământ. Al podrilor glamândrești sunare, al fluierilor ciobănești grai fermecat, și acele hori care despătau un sat, el cu sfințenii le poartă în suflet, și o viață întreagă sapă în rădăcină, în căutarea sănătoaselor grăunțe, neaușe și fine, pe care în huma noului ales râm, râvnit, el cu grijă de țăran le răsădește și inima în piept ca drojdie ei crește, văzând cum lanul în sunete de el cântite înflorește. Regatul instrumentelor în care invențiile sonore omenești și înduiesc în cuget să trăiască, să trezească o gamă întreagă de stări sufletești, redă întru totul ce le cere lor glasul de șef subruicios, inimosul muzician cu bagheta în mână, maestru, dirijor, compozitor. Și ar fi păcat la sfârșit să nu-i zic o urare în stil popular, deoarece anume din seva satului, din seva acestui pământ pănos, își trage rădăcinile sale, se alimentează acolo prietenul nostru, dragă Gheorghe Mustea. Eu îi zic întotdeauna Gheorghiță. În această zi de primăvară, într-adevăr, cea mai frumoasă zi a primăverii, în această zi de primăvară, senină și frumoasă în toate, îi dorim maestrului septuagenar, perseverență și elan, voie bună, an de an, cu pricepere să treacă prin bucurii, succese, necazuri și păcate și ani rodnici, cât mai mulți, să-i aburci în spate, la mulți ani cu sănătate. Te îmbrățișez, dragă Gheorghiță. Mulțumesc! Da. Aude-vă! Mulțumim, domnule Rusnac! Și am înțeles cu câteva cuvinte calde, vine și domnul academician Alexandru Lușca, Academia de Știință Moldova. Deficiențe tehnice sau?
privit, avem niște probleme tehnice. Trecem la următoare. Da, în felul acesta, și a fost aici în imagine, a foarte răbdător compozitorul Sorin Mălerescu. Acum nu văd, dar este probabil cu noi. Deci vine un cuvânt de salut compozitorul, dirijorul, profesorul universitar Sorin Mălerescu, deși un notoriu promotor al muzicii noi și probabil chiar în spațiul acestei muzici sau la edițiile festivalului Zilele Muzicii Noi s-au intersectat cu maestrul Musca și vreau să spună și eu câteva cuvinte. Mai sunteți aici, domnule Mărescu? Dacă nu... Da, deci... Bună ziua, onorată asistență. La acest moment omagial... Mă iertați, domnule Rocșca, vă anunț pe dumneavoastră pentru că a fost anunțat următorul vorbitor. Îl avem în față pe academicianul Alexandru Rocșca, care ne spune câteva cuvinte. Da, deci la acest moment omagial aduc sincere felicitări muzicianului, academician Gheorghe Mustea, ajuns la o vârstă frumoasă, o vârstă care lasă încă mult loc pentru o viață activă, pentru creație și sperăm că această continuare va avea rezultate frumoase. Din cele relatate de antevorbitori și din cele realizate de către maestru până în prezent, putem deduce că eminentul om de creație, Gheorghe Mustea, a valorificat din plin zicala, proverbul antic, ars longa vita brevis, arta la general e de lungă durată, iar viața particulară a unui om de scurte și dânsul s-a stăruit să lucreze cât mai activ și să vină cu lucruri cât mai frumoase, să bucure contemporanii și să lese viitorii o creație muzicală diversificată, realizată la un nivel foarte înalt și să aibă acum prilejul de a se bucura și de a se mândri de cele făcute, lucruri cu care se mândrește întreaga Republică, se mândresc consetieni, mândreșteni, dintre care fac și eu parte. Îl cunosc pe maestru, adică l-am cunoscut pe viitorul maestru, încă când era copil, elev, prin clasa a doua sau clasa a treia, la tabăra de pionieri din localitate, din satul Mândrești, unde pe atunci eram împreună cu un alt viitor compozitor, Valentin Dânga, iar eu realizam o practică pedagogică și fiind student la Universitatea de Stat. Acest copil
purta inspirat o vioare împotriva vârstii și mereu încerca să culeagă, sau poate chiar să compună careva melodii, și făcea lucrul ăsta cu străduințe deosebite, ceea ce punea în evidență, într-adevăr, un copil dotat de natură cu har muzical, cu har înnăscut. Cu o anumită ocazie am fost întrebat cine din localnicii din de la Baștină ar merita să fie înveșnicit, numele ar putea fi înveșnicit. Eu am răspuns fără îndoială și cu siguranță, ăsta este Gheorghe Mustea. Și dacă atunci întrebarea ar fi fost raportată la cine ar merita să fie, să ocupe un loc de frunte în istoria culturii noastre, îndeosebi în istoria culturii muzicale, eu aș fi răspuns așa, precum am spus și în cazul, și în primul caz, Gheorghe Mustea este acela care, la rând cu alți colegi de breaslă, ar putea să ocupe deja de mult un loc deosebit în cultura muzicală, în cultura generală a Republicii noastre. Și nu numai în cultura muzicală a națională, dar și chiar mai mult dincolo de hotarele Republicii. Ne cunoaștem, desigur, cred de mult. Avem relații de colaborare în cadrul Academiei și ne întâlnim și cu familiile la sărbători. Cunosc bine familia noastră, doamna Tamara, soție compozitorului, care tot de prin părțile Telemeștelor, fiica Diana, ficiorul Adrian, ambii muzicieni, violiști, de nivel înalt, activează în orchestre simfonice, în Germania și în Vatican. Ne mândrim cu dânsii și, desigur, la acest opas omagial suntem alături de dânsii și dorim acestei familii multă sănătate, inspirații, că e o familie de creație, rezistență la toate încercările de astăzi, prosperitate și mulți ani, toate cele bune. Vă mulțumim, domnule academician. A, cred că se aude acum, da? Da, se aude. Maestrul Lerescu este pe fir, fac prezentările.
este un promotor notoriu al muzicii noi și vine cu un mesaj de salut pentru maestru Musca. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur să fiu prezent la această aniversare. Este vorba de o mare personalitate a muzicii contemporane din Republica Moldova și din spațiul românesc. Am scris câteva cuvinte și v-aș cere permisiunea să citesc acest text despre colegul, prietenul meu, Gheorghe Mustea. Despre muzicianul Gheorghe Mustea și ipostazele în care s-a manifestat în prodigioasa sa carieră se pot spune foarte multe. Se poate vorbi mult despre modul în care artistul, onorat astăzi la împlinirea vârstei de 70 de ani, a știut să se exprime în compoziție, în cariera dirijorală, la catedră, în tot ceea ce obișnuim să spunem viața cetății. Pe Gheorghe Mustea l-am întâlnit prima dată împreună cu alți colegi, Liviu Dănceanu, Mihaela Marinescu, Cătălin Ursu, în 1985 la Tallinn, în Estonia. Ne-am înțeles foarte bine încă de la primele schimburi de cuvinte. Se simțea din tot ceea ce spunea colegul nostru de la Chișinău, interesul său pentru muzica noastră, dar mai ales bucuria de a ne întâlni venind din același spațiu cultural, care ne făcea să ne simțim apropiați, în pofida restricțiilor de tot felul care ne separau prin hotarul de la Prut. Pentru noi, tineri compozitori și muzicologi, pasiunea pentru muzică însemna în acei ani și șansa de a ne cunoaște mai bine, de a crea o punte între noi, cei ce vorbeam aceeași limbă. Anii au trecut și ne-am reîntâlnit la Chișinău, la București, la Timișoara, de cel mai multe ori la Festivalul Zilele Muzicii Noi din capitala Republicii Moldova. Dar ceea ce vreau să subliniez în această intervenție se referă, în primul rând, la impresionanta carieră componistică a celui pe care îl aniversăm astăzi. Compozițiile sale, în diferite genuri, camerale, simfonice, muzica vocală și corală, creațiile scenice, muzica de film, sunt exemple concludente ale harului său melodic și subtilității conceptului său armonic, a modului în care compozitorul a înțeles să-și structureze materialul sonor în toate articulațiile sale expresive. Operele sale, Alexandru Lăpușneanu și Ștefan cel Mare, reprezintă modele de arhitectonică muzicală pe care le putem încadra într-o zonă de expresie post-enesciană, cu rafinamente timbrale și sinteze de limbaj mereu surprinzătoare de mare efect. În ceea ce privește dimensiunea interpretativă a personalității sale artistice, de reputat dirijor, am avut șansa de a colabora îndeaproape cu prestigioasa Orchestră Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, pe care maestru Gheorghe Mustea o conduce de peste 30 de ani. Nu uit că unele dintre opusurile mele simfonice au fost interpretate în prima audiție absolută la Chișinău, sub bagheta sa dirijorală, în anii 2004, Sinfonia a IV-a cu orgă, 2018, Concertul pentru pian și orchestră, numărul 1, și Sinfonia a VI-a. În iunie 2014, în aceeași interpretare, s-a cântat la Chișinău Sinfonia a V-a a Viselor, în splendida sală cu orgă, în concertul de deschidere al Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Sinfonia a V-a a fost inclusă în același an, în octombrie, de maestru Gheorghe Mustea, în concertul sinfonic al Orchestrei Filarmonicii Banatul din Timișoara, sub genericul Muzica Românească de pe ambele maluri ale Prutului, proiect de concerte inițiat de compozitorul Ghenadie Ciobanu, președintele de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, fost ministru al culturii. Vocația sa pedagogică s-a manifestat cu forța propriului său exemplu artistic pentru studenții săi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, instituție de învățământ superior de mare prestigiu
care l-a avut ca rector între anii 1999-2002 pe profesorul universitar dr. Gheorghe Mustea. Vibranta sa activitate artistică, valoarea operei sale componistice, modul în care a știut să se implice în viața culturală și socială, i-au adus recunoașteri onorante în decursul anilor. Academician, distins cu premii importante, compozitorul, dirijorul și profesorul universitar Gheorghe Mustea este, dacă vreți, un model de urmat pentru tineri de azi, pentru cei care cred încă în primatul valorii și al dăruirii artistice. La aniversarea celor 70 de ani, sunt mândru că mă pot număra printre colegii și prietenii se apropiați, urându-i cu admirația și considerația pe care maestrul Gheorghe Mustea știe că îi le port, ani mulți și fericiți, cu inspirație și putere de a duce la bun sfârșit tot ceea ce va propune în anii ce vin. Vă mulțumim, domnule Florescu, pentru aceste aprecieri și pentru urările pe care le-ați făcut omagiatului. L-am avut în imagine pe scriitorul Ion Chi, nu știu mai este pe fază sau... Sfânt, Hristos a înviat. Adevărat. Ultimul proiect pe care l-am realizat cu Gheorghe Mustea a fost un imn pentru, nu pentru soția mea, pentru mândreștei lui. Exact 40 de ani în urmă ne-am întâlnit la Teatru Academic și Gheorghe mi-a fost coautor la spectacolul Marea Plăcinte. Și tot în același an, deci era vorba de anul 1981, Gheorghe Mustea scria muzica pentru o altă piesă a mea, Cenușarul Venitu și Cenușărea Sămirează, care a apărut pe urmă și în cartea aparte, în clavirul lui. Adică în același an, Gheorghe consemna întâlnirea noastră la teatru. Pentru mine e foarte semnificativ. Șantierul lui Gheorghe Mustea, eu vorbeam despre proza bună, o proză bună totdeauna constituie un ambalaj pentru un teatru. Pentru că o proză bună are personaje. Cum e pentru un muzician acest șantier de modelare a personajului? Gheorghe e uluitor, pentru că într-un spectacol pentru copii a face cântec, a face un motiv muzical, dincolo de care există un personaj, pentru măra, pentru ceapă cepușoară, cât și aparte pe care ulterior a somalizat la radio, există în fondul, în fondul radioului. Și Lăpușneanu, și Ștefan cel Mare. Personaje care comportă material foarte diferit. Așa cum am zis de această amplitudă a lui Gheorghe, de la se juca, de la copăcel cu păcel, un cântec pentru copii pe care l-am făcut până la aceste imne, și vorbesc nu numai despre Mândrești, vorbesc și de cântecul aici, țara mea, care la momentul când se căuta un imn pentru poligonul nostru, care ajunsese Republica Moldova, și când Grigore Vieru blestema orice poet care se angaja în facerea imnului pentru Republica Moldova, președintele de atunci zicea că imnul este aici țara mea, slavă Domnului, s-a renunțat la acest cântec cu statutul de imn, el a rămas cântec aparte. Despre asta am vrut să vorbesc lui Gheorghe Mustea, în loc de felicitare și durare, să-și păstreze această flexibilitate și acest diapazon larg, unde șantierul lui să rămână în continuare activat, pentru că după Ștefan cel Mare,
Aș propune ca să se reîntoarcă la niște abilități pe care nu le-a trecut în vacanță. Vorbesc de atitudinea lui cu niște instrumente autonome care era naiul, flautul și celelalte. Ca să venim la un spectacol din cadrul sărbătorilor de iarnă, unde e concentrată o poezie cu totul și cu totul deosebite. Dar lucrurile astea, dragă Gheorghe, se va întâmpla abia după premiera operei Ștefan cel Mare, pentru că până atunci știm cum ai de corectat acolo niște lucruri, Doamne. Aștept să mărim să termine această masă rotundă ca să te încoși la practicurile tale. Sănătate și poftă de toate, dragă prieteni. Vă mulțumim mult, domnule Iulian Filip, în acest context aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Deci, în 2017 am avut o întâlnire cu regizoarea Elena Iuliaș, care ați lucrat împreună, deci la filmul Moara, după scenariul lui Iulian Filip, muzica maestrului Gheorghe Mustea și regia doamnei Elena Iuliaș. Deci, doamna a lucrat mult timp la televiziune, a realizat emisiuni muzicale, filme la Telefilm Chișinău și întotdeauna, deci, coopta compozitorii noștri naționali. Deci, pe maestrul Gheorghe Mustea îl ținea pentru lucrurile cele mai semnificative. Deci, spune că era prezent și la unele emisiuni, dar la emisiuni erau partituri mici. Deci, cu maestru Mustea, Dumnezeu spune că a făcut lucrurile cele mai mari și cele mai frumoase. Deci, cum este filmul Mara în 1990, cum este spectacolul Luminele Madonii și aș vrea să dau să citez ce spunea ea de lucru împreună cu Gheorghe Mustea. Am lucrat cu Gheorghe Mustea foarte bine. Nu știu el ce spune despre mine, dar eu îmi amintesc numai de bine. Era interesant să lucreze cu mine. Odată în timpul turnării pelicului Mara m-a întrebat, ai zis dans de-a bolă. Ce înseamnă de-a bolă? Am spus ce simt, ca o pară de foc, un fel de deavol. A înțeles ce a vrut. A scris o muzică foarte bună. Dar cam greu era tata. Deci, multă, multă sănătate, deci, din partea doamnei Elena Iliaș, care, într-adevăr, v-a iubit mult, a ținut mult la dumneavoastră și vă invita pentru lucrurile mari și frumoase. Deci, continuăm omagierile. Domnul Cornel Țăranu este... Îl văzusem în imagine pe domnul Petre Marcel Vârlan de la Brașov. Nu știu dacă mai este cu noi, este aici. Da, sunt cu dumneavoastră, sunt onorat. Da, în sfârșit aveți cuvântul. Da, mulțumesc frumos, stimată doamnă. Și aș vrea să mă îngăduiți înainte de a începe să precizez că sunt foarte onorat să fiu alături de distinsul maestru academician Gheorghe Mustea. Eu n-am înțeles, din păcate, din invitație, că era vorba și o sesiune de comunicări științifice, de aceea aș vrea să vă rog să mă îngăduiți puțin, să întind puțin acest cuvânt, pentru că am înainte o mică demonstrație de făcut. Încă o dată, bună ziua și Hristos a înviat! Distins maestru academician Gheorghe Mustea, stimați academicieni și participanți la această masă rotundă, onorată asistență online. Aș începe cuvântul meu cu o parafrazare. Secolul 21 va fi secolul muzicii popoarelor sau nu va mai fi deloc. Acesta ar putea fi un motto simbolic al omenirii întregi, pentru că implică atât omenirea în ansamblul ei, menționând secolul 21, dar și pe fiecare popor în parte, întrucât se referă la muzica popoarelor. O orchestră care intonează o monodie dintr-o partitură univocală,
cântată omofonic de întregul ansamblu, de către toți instrumentiștii simultan, este greu de imaginat. Unii somulare valențele lui, dacă utilizarea sa este bine cumpărită, atunci când trebuie și unde trebuie, din punct de vedere expresiv. Tot astfel, în marele concert al omenirii, fie ea și globalizată, vocile muzicale ale fiecărui popor trebuie să se audă. Altfel, omenirea ar deveni de o înspăimântătoare sărăcie glacială de simțire, dacă ar înlocui bogăția de limbi și idiomul muzical cu câte a fost înzestrat pământul de către Dumnezeu cu o singură voce. Nici lumina soarelui nu se percepe la fel pe suprafața pământului la diferite latitudini. Cum ar putea muzica să sune la fel? Zoltan Kodály spunea că prima muzică pe care o aude și o cunoaște copilul este limba maternă. Putem doar bănui că, până la a cânta, copilul începe să vorbească și de aici pornind ajunge să cânte într-un anume fel, într-o anume limbă muzicală. Foarte interesant este că, după unele cercetări, s-a constatat că încă de când sugar, copiii plâng cu accentul limbii pe care o vor vorbi. Într-atât de mult se leagă cele două limbi una de alta, cea verbală și cea muzicală, că aproape sunt de nedespărțit, iar omul, dacă ar schimba limba verbală, automat s-ar schimba și limba muzicală. Și atunci, cum să acceptăm conceptul de despărțire a limbii muzicale de limba vorbită? Implicațiile sunt multiple și extrem de importante, însă nu reprezintă preocuparea cuvântului meu de aici. Dar cum am putea renunța la limba maternă, limba în care am formulat primele gânduri? O altă idee consecventă este aceea că nu putem renunța la noi înșine, adică la limba maternă și, prin urmare, la muzica încemânată cu aceasta, după cum nu putem renunța nici la corpul, personalitatea și spiritualitatea care ne definesc fizic și metafizic, fără riscul de a fi neantizați instantaneu. Deși există o cercetare fragmentară, totuși știința nu a stabilit încă acele elemente definitorii care determină legătura strânsă dintre limbajul verbal și muzică, precum și relația de filiație dintre acestea. Dacă oamenii de știință că nu au stabilit mecanismul acestei legături, iată că muzicienii, practicienii în primul rând, compozitorii și interpreții de folclor, oferă și de muzică cultă, oferă din plin dovezi ale acestei relații, dovezi care abia așteaptă să fie studiate în acest sens. Se naște astfel o impresionantă sumă de exemple care crește în timp, chiar dacă există și alte direcții de explorare sonoră către alte sfere muzicale, fără legătură cu limbajul verbalizat comun, tentative de cunoaștere și de cartografiere a unui cosmos al prostirii sonore extra-emoționale și extra-noționale care se revendică din muzică. Mama este începutul tuturor începuturilor, spunea marele poet Grigore Vieru. Până la urmă, pământul în care ni se află rădăcinile și de la care ne ridicăm spre alte orizonturi ale cunoașterii și ale sondării muzicale, rămâne pământul limbii materne, al începuturilor, al primei muzici auzite și pe care o îndânăm, chiar și fără să vrem, toată viața. Acea limbă ne-a hrănit nu numai gândul logic, ci și gândul muzical primar, în cea mai frumoasă epoca noastră, copilăria, și gândul final, la vârsta senectuții. Acest gând verbalizat mai întâi în limba mamei, devine apoi gândul muzical, din care s-a întrupat muzica, fie ea cea de început, vocală, fie ea instrumentală. Patria vie este limba în care viețuim, vorbim, gândim și simțim, astfel încât și muzica, îngemănată limbii vorbite, este patria noastră cântată, după cum spune poetul. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să o mândri, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mândria și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Vorbind de română ca limba maternă, înseamnă că vorbim implicit de limba muzicală îngemânată cu ea, limba muzicală română, i-am spune. Și iată, ajungem astfel la celebrarea de astăzi. Aniversăm și omagiem la cei 70 de ani de viață un mare cărturar,
un mare creator al gândului muzical în limbă românească. Acesta a fost din copilăria sa muzicală, este în maturitatea sa muzicală și va fi, sperăm într-un moment cât mai îndepărtat, în eternitatea sa muzicală, compozitorul, dirijorul, instrumentistul și muzicologul, profesorul universitar academician Gheorghe Mustea, cel despre care, autorul versurilor de mai sus, marele poet Grigore Vieru, remarca, citez, cu dragoste se apleacă asupra izvorului original. Am încheiat citat. L-am cunoscut personal pe maestrul Gheorghe Mustea cu ocazia unui concert deosebit ca semnificație și ca valoare muzical-artistică. În acel moment, eu colaboram ca muzicolog cu Filarmonica Brașov, asigurând avancronicile și cronicile concertelor simfonice. În această calitate, am avut privilegiul și onoarea de a-l cunoaște personal pe maestru. Prezența maestrului la pupitrul dirijoral al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Brașov căpăta valoare simbolică pentru dorurile ancestrale și pentru năzuințele pe care le nutrim toți românii de pe ambele maluri ale Prutului. Era vorba despre un concert susținut în preziua sărbătoririi centenarului Făuririi Marii Unii de la 1 decembrie 1918. În 27 noiembrie 2018, maestrul a electrizat publicul numeros din sala Patria, realizând ad hoc retrăirea emoției și elanului patriotic pe care le insufla mulțimilor mare adunare națională de la Alba Iulia. Concertul numărul 2 pentru orchestră de Gheorghe Mustea, dedicat emblematicului compozitor național George Enescu și prezent de repertoriul serii, a fost un triumf componistic al autorului, care, aflat la pupitrul dirijoral, l-a pus cel mai bine în valoare, dându-i vâna firii românului moldovean, dar și doioșii acestea, gârzenia cu care acesta trăiește și luptă pentru viața sa, dar și sălinătatea și efervescența sărbătoririi tradiționale moldovenești. A fost o sărbătorire a românului din Moldova de dincoace și de dincolo de Prut, din întreaga Românie, fără granițe închipuite sau impuse, fără o preliște arbitrar construite. În spirit și prin muzică, maestru spărsese zăgajurile care ne închipuiau despărțiți și ne-am regăsit aceiași, cei ilustrați muzical în partitură și cei de dincoace, din sala de concert, în tocmai cum glăsuia în nemuritoare versul Vasile Alexandrin. Suntem de o mamă și avem un nume. Cel de român. Gândul clopotelor, cu care se deschide concertul pe orchestră numărul 1, care mai apare pe parcursul acestuia, reapărând apoi în finalul concertului pe orchestră numărul 2, este, am convingere, simbolul vechimii creștinismului poporului român, numit Dac pe atunci, din Dobrogea secolului 1 după Hristos. În cele ce urmează, spicuiesc câteva rânduri din ceea ce am scris în cronica muzicală a acelui concert, rânduri pe care le consider relevante atât pentru conținutul ideatico-expresiv al opusurilor respective, care sunt rod al gândirii și simțirii maestrului, cu un cadru al filmului prezenței sale muzicale de atunci. Citez. În ambele lucrări simfonice există o anumită problematizare, e vorba de cele două concerte pentru orchestră, mai accentuată în prima lucrare, următoarea fiind o apoteotică a spiritului moldav, exprimat atât prin tema Moldovei, la o voi care unește ca o cărăruie sonoră magistrală întreaga lucrare, cât și prin chinul și prin jocul folclorii moldovenesc, ce antrenează frenetic într-o deslănțuire de vitalitate încocată întreaga orchestră în diferite momente importante ale piesei. Măestria compozitorului și totodată performanța creatoare acestea se vădește, legat de acest aspect, și în știința și talentul de a sugera execuția tarafului folcloric cu ajutorul orchestrei simfonice. Temele de inspirație folclorică pe care le-a izvorât imaginația creatoare a muzicianului Gheorghe Mustea aduc în memoria sonoră a ascultătorului jocurile populare ale rapsodiilor, în timp ce alte ecouri eleștiene transpar în concertul numărul 1. Cel de-al doilea concert este și deosebit de pitoresc, plin de culoare, în alternanță de planuri sonore și chiar stilistice, cu polirimii inspirate și răspirări internaționale, divizări instrumentale care recompun, prin reasamblarea auditivă a formulelor melodice simplificate, complexitatea mlădierii fermecătoare a interpretării spontane a leotarilor și a tarafului.
Interpretarea concertului numărul 2 a fost de-a dreptul captivantă, trăirea sincronă a publicului cu eposul lucrării, transferând în izbucnire entuziasta rocutului prelung de aplauze și chemări repetate la rampă, care au răsplătit pe compozitorul și dirijorul Gheorghe Mustea, ca și pe instrumentiști orchestre, a căror prestație artistică s-a ridicat la cele mai înalte cote interpretative. Am încheiat citatul. Mai departe, referindu-mă la conducerea orchestrei din interpretarea Sinfonia 9 a 95 Antonin Dvořák, relatam despre arta dirijorală a maestrului, citesc, gestul dirijoral de exactitate și de expresie, temperamental, strunit sau eliberat, energic, cu precizări punctuale, a constituit sprijinul ferm al orchestrei, Gheorghe Mustea arătând și aici aceeași mare atitudine a nivelului de maestrie artistică. Am încheiat citatul. În încheierea cronicii concertului din 27 noiembrie 2018 de la Brașov, scriam că publicul era cucerit de repertoriu, de interpretarea solistului, violonistul Florin Ionescu Galați, de interpretarea orchestrei și, citesc nu în ultimul rând, a dirijorului Gheorghe Mustea, într-o seară memorabilă în care fiecare încheiere de piesă a fost gratulată cu multe exclamații și ovații, cu bravo, am încheiat citatul. Întrevederea cu mine, pridijuită de conceptul simfonic, în care maestrul mi-a împărtășit din conceptul său creator, mi-a înfățișat un om de o înaltă calitate morală și profesională, de o modestie exemplară și o deosebită deschidere către comunicare, colucrare și armonie umană. Basta sa experiență în practicarea și trăirea muzicii folclorice constituie fundamentul pe care maestrul și-a clădit propriul edificiu muzical național, care se substituie tezaurului muzical național românesc. Diferitele momente ale vieții sale, mai întâi ca interpret la Nai, fluier, ocarină, tilingă, ipostaze în care a înregistrat lucrări proprii, aranjamente și prelucrări, în calitate de artist al orchestrei ansamblului academic de dansuri populare Joc, apoi ca director muzical și dirijor al acesteia, ucenicia componistică realizată prin piesele în stil folcloric, precum Hora ca la țară, Doina și Hora, Brâul, Rapsodie, toate aceste momente ale vieții sale muzicale au constituit crepte în ascendența spirituală și componistică a însușirii și dezvoltării limbii muzicale românești. În concertul popoarelor lumii, de azi și de mâine, limba muzicală a lui Gheorghe Mustea este și va fi mărturie pentru limba muzicală românească, de la lăutarul Cărtura, un concept al său, până la scritura elaborată, datorită școlilor înalte de artă muzicală pe care le-a urmat, dintre care menționăm doar Institutul de Stat al Artelor Gabriel Muzicescu, la care a obținut licențele de flauă și compoziție, dirijat sinfonic și de operă, și stagiul de dirijat la pupitrul Orchestrei Sinfonice Academice de Stat a Filarmonicii din orașul Teatrului Leningrad. Fără această cunoaștere a folclorului românesc moldovenesc și fără străduința zilnică de a-l simți și a-l recrea, sutele de opusuri pe care le-a compus nu s-ar fi născut, iar acestea nu s-ar fi bazat pe înțelegerea atâtor multe lucrări din creația compozitorilor români din România, pe care le-a dirijat, în primul rând, creația inițială. Căci fără interpretarea muzicii folclorice, compozitorul Gheorghe Mustea nu și-ar fi dezvoltat vocabularul muzical românesc, gândirea muzicală și maniera de interpretare specifice. Ca să ajungă la nivelul de prelucrare a materialului muzical folcloric în tehnica occidentală, în sinfonizarea acestuia și la turnarea sa în formele consacrate ale muzicii occidentale, compozitorul Gheorghe Mustea a parcurs un drum pentru care a avut toată hărăzirea divină. Muzica sa reprezintă rafinarea unei tradiții muzicale folclorice în care cultura muzicală din Republica Moldova excelează. Este o parte însemnată a lăsii de zeste muzicală românească. Iar de harurile sale beneficiază în primul rând studenții săi, ascultătorii muzicii și a conferințelor sale în calitate de academician al Republicii Moldova, toți cei care îl admiră. Printre admiratorii săi se află și muzicienii brașoveni, compozitori, muzicologi și interpreți, din interiorul Facultății de Muzică a Universității Transilvania din Brașov sau din afara ei, în Filarmonica Brașoveană, în Opera Brașoveană, în Liceul de Muzică Tudor Ciortea, membri ai filialei Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a cărei coordonator am cinstea să fiu și membru al Consiliului Director al Uniunii,
și nu ar putea să nu fie menționați auditorii concertelor sale simfonice pe care le susține calitate de dirijor sau și compozitor. Toți aceștia aduc și prin cuvintele mele un respectuos omagiu neprețuitului maestru Gheorghe Mustea. Și ca să încheiem opinii, să arătăm cum am început acest cuvânt, că multe țări au o anumită deviză, un motto. Până să aibă regalul motto nihil sine deo, România a avut ca deviză toți în unu. Acest motto reprezintă acum foarte bine conceptul muzical pe care îl practică în compoziție și în viață maestrul Gheorghe Mustea, în a cărui muzică ne regăsim fiecare și deopotrivă, toți la oaltă. Să ne trăiți, maestre, să fiți mulți ani de acum înainte același far cultural și călăuză spirituală și muzicală pe oceanul frământat al lumii, pentru că sunteți una dintre vocile muzicale cele mai autentice ale românilor. Și atât timp cât vom continua să cuvântăm românește și să cântăm românește, neamul nostru român nu va pieri, indiferent unde s-ar afla oamenii săi, iar patria va fi permanent cu ei, pentru că va fi în ei și prin muzica dumneavoastră. La mulți ani, maestre Gheorghe Mustea, cu sănătate și putere de muncă spre gloria eternă a neamului și a muzicii românești. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Furlan, pentru aceste pledoarii foarte simțite, vibrante și pentru aceste vorbe frumoase despre omageatul maestru Gheorghe Mustea. Știu că s-au mai înscris la cuvânt niște reprezentanți din plutonul discipolilor lui Gheorghe Mustea. Nu știu dacă este pe fir Valeria Vargas. Este. Onorată asistență, stimate domnule Gheorghe Mustea, dragi colegi, și bună ziua, Hristos a înviat! Astăzi s-au sunat multe discursuri, omagii aduse compozitorului Gheorghe Mustea, dirijorului, pedagogului care a cultivat generații de muzicini, compozitor, dirijor, maestrul artei muzicale și al baghetei, având menirea de a contura un portret de creație. Voi adăuga și eu câteva tușe în calitatea mea de teoreticiană și practician audiovizuală acestui portret, dar și în calitate de eleva maestrului, pentru că tot ceea ce suntem, ceea ce sunt eu, personal, în mare este grație mentorilor pe care am avut mare noroc să-i întâlnesc. În conceperea unui portret, întotdeauna am fost tentată să urmăresc poate nu atât aspectul exterior, fizic, ci mai curând cel interior, metafizic, ce s-a referit prin simbol, anumite trăsături de caracter și personalitate, stare și spirit, emoții. Dar totul începe de la comunicarea cu protagonistul, compozitorul, mentorul domnului Gheorghe Mustea. Reflectând asupra profesiei sui generis de compozitor, aceasta este una extrem de dificilă sub aspect tehnic și creativ. Iar cea a profesorului de compoziție muzicală presupune o dublă, triplă, quadruplă responsabilitate, implicând toate materiile precum gramatica muzicală, agogica, estetica muzicală, istoria muzicii, organologia, polifonia, citirea partiturilor, orchestrație, dirijat, cunoașterea formelor și genurilor muzicale, a tuturor stilurilor muzicale, în cazul necesității creierii unor stilizări, spre exemplu, de epocă, racordarea perpetuă cu noile tendințe estetici, muzicale, psihologie, fenomenologia muzicii și multe, multe altele, tot acest arsenal fiind pus în funcțiune la orele practice cu domnul maestru Gheorghe Mustea. Comunicarea mea cu maestrul Gheorghe Mustea a început la finele ultimului an de absolvire a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în 2006. Într-un moment dificil, după trecerea în lumea celor drept a profesoarei mele la Tătaci.
Am continuat lucrul asupra tezei de licență cu maestrul Gheorghe Muster, poemul simfonic în patru părți, Porțile, lui Mihai Grecu, care a fost interpretat de Orchestra Simfonică a Companiei Publice de la Radio Moldova. De altfel, o oportunitate extraordinară pentru toți compozitorii tineri absolvenți de a colabora cu Orchestra Simfonică și de a-și audea compozițiile într-o interpretare live. Această trecere la un alt mentor, cu o toată complexitate emoțională, în mod practic s-a realizat foarte delicat și discret, cu o mare atenție oferită de profesorul Gheorghe Muster. Strategia de instruire, cunoașterea actului creativ, componistic, diverse modalități de dezvoltare a materialului muzical, principii și tehnici de orchestrație, elaborări facturau-timbrale, continuând direcția tradiției școlii ruse, dar și a celei vesti europene. Deseori, Gheorghe Muster amintinde numele profesorilor săi, Rodin Țurcanu, Isaia Alterman, Vasile Zagoschi, având ca refer în procesul de predare acele tradiții valorificate de Gurov, Fortunatov, Mravinsky, Musin, Dmitriev și alții. Unul dintre cele mai importante aspecte este strategia de predare a maestrului Gheorghe Muster, desprinsă de la profesorul de compoziție și maestrii ai Vaghetei, care presupune nici de cum impunerea propriei maniere stilistice elevului, ci mai curând oferirea unui spațiu imens, prielnic de explorarea a câmpurilor sonore, scopul fiind în direcționarea elevului spre cunoașterea sinelui, de a-i cultiva gândirea muzicală și de a-i încuraja caracterele personale, valorificându-i potențialul. Orele de compoziție, orchestrație și dirijat se desfășurau în atelierul de creație, biroul maestrului de la Casa Radio, devenită pentru mine o adevărată a doua casă, iar în chip de părinte pentru mine, cred eu și pentru noi toți discipolii, călăuză fiind stimatul domn Gheorghe Muster. Îmi amintesc pereții lipiți până în tavan cu postere, multicolore din recitaluri din Spania, Italia, Franța, România, Estonia, Lituania, Germania, prin care domnul Gheorghe deseori ne ghida, făcând excursii imaginare și povestind pe ce scene a concertat, care a fost programul și cum a fost percepută muzica de public. Pe stânga un dulap cu partituri, iar pe dreapta un mic pian Glückner cu coadă și unul și mai mic la vecin, marca Lincoln, aici colo baghete de diverse dimensiuni și acel zgomot plăcut al orchestrei de acordaj instrumental care resona în culoar. Mă, stimata soție, doamna Tamara Muster, mereu alături prin prezență și suflet și sunet. Odată intrați în atelier, era timpul să pregătim ustensilele, dar nu înainte de a alege strategia de abordare. Și aici o mare merit pentru care sunt și mereu voi fi recunoscătoare profesorului meu este faptul că m-a direcționat și a susținut ideea de a urmări în creația muzicală sau chiar în dramaturgia muzicală principiile asemănătoare cu cele de conceperea unui tablou. Fapt care s-a dovedit a fi aproape percepere mele grație deschidere față de ambele arte. Ori de câte ori discutam cu maestrul, simțeam în spatele lui toată orchestra și acel arbore cu tradiții muzicale înrădăcinate. Iar cel de mai de preț cunoștințe ținând de orchestrație, cu multiple procedee și tehnici, cu mijloace de expresie și soluții originale de scriitură. Însuși percepea orchestrei propriu-zise ca un organism integru care trebuie să respire cu toate organele vitale concomitent într-un suflu, de altfel care nu ar prinde viața. Simțeam necesitatea funcționării creată de compozitor, dirijor, orchestră și responsabilitatea pentru ca acel ar cu trei roți să se pornească. Este un lux nemaipomenit pentru un compozitor mai ales tânăr de a avea aproape un maestru al Baghetti, compozitorul Gheorghe Muster, iar pe la dreapta de culoar, pe culoar, un adevărat laborator de cercetare și experimentări, Orchestra Simfonică. Zi de zi, orchestra era antrenată în repetiție, la care puteai să te furișezi, iar în pauză să și mai încerci să explorezi timpanele, xilofonul, marimba sau să încerci un zgârnăit la contrabas, armonicele, glisandourile și alte efecte de suflare la flaut sau clarinet.
Surprinzătoare și următoare este prezența maestrului în centrul orchestrei, unde și acustica este altfel. Sunetul te cuprinde de parcă ai fi în mijlocul nucleul unei sfere sonore, dirijând cu toate procesele și torentele, fluxurile și afluxurile din interior, unde detaliul contează fiecare măsură prinde viață, fiecare schimbare de caracter, tempo, necesită a fi percepută, conceptualizată și relevată în acest metadialog. Din perspectiva unui compozitor, atunci când lucrezi și plămădești o partitură simfonică timp de, s-ar putea să fie timp de ani de zile și o oferi unui dirijor, asemenea unui copil. Acesta este un lucru foarte emoționat și responsabil, pentru că doar el, doar maestrul Gheorghe Mustea, știa să vadă și să audă muzica la o simplă privire a partiturii și doar el fiind acel mediator care putea să o transmită, dar până ca aceasta să devină muzică, să o transmită acelor instrumentiști, care de fapt, pentru cei minteți, nu văd decât niște frânturi din întregul tablou, tablou care se numește în limbajul nostru muzical partitură. În crearea unui tablou muzical, a unei partituri grafice, foaia albă a partiturii, care deseori provoacă frici în rândul compozitorilor, poeților, dar și a pictorilor, fiind asemănată cu cea a pânzei curate, imaculate. Alegerea paletei orchestrale tangențează cu cea a selectării componenții orchestrale și instrumentale și a detalizărilor instrumentale. Jocul culorilor cu cel al combinărilor muzicii timbrale, a efectelor sonoristice. Însuși, înșelarea fluxurilor sonore pe partitură, a acumulărilor și rarefierilor sonice, de clustere sau quantilism, are un aspect grafic. Îmi amintesc cum studiam cu sete grafismele partiturilor lui Penderecki la recomandarea profesorului Gheorghe Mustea. Ritmul pictural pe care îl putem urmări într-un tablou își are o muzicalitate a sa. Ritmul așezării fetelor culorii, concordând cu cel al desenului ritmic muzical și viceversa. Intensitatea culorilor acorate într-o estetică, fie expresionistă, cubistă, impresionistă sau folk, sugerează o atenție asupra sunetului de sine stătător, a intensității, a efectelor dinamice pronunțate, expresii sau pastelate. Am putea să menționăm printre primele paralele de transpunere vizual-acustice pe tărâm românesc muzica imaginară elaborată de compozitorul român Octavian Enescu, care de asemenea am avut norocul să fac cunoștință la București, în timpul documentării la teza mea de doctor la Uniunea Compozitorilor. Astfel, perceperea vizuală a muzicii s-a conturat mai integru ulterior în poemul meu simfonic Genesis, interpretat de Orchestra Simfonică Națională a Companiei Publice, și ulterior în alte creații camerale, electronice și audio-vizuale, new media pe care le practic timp de 15 ani până la zi. Pentru aceasta aș vrea să aduc un mare mulțumesc maestrului Gheorghe Mustea, pentru că a știut să cultive diverse dialoguri între diverse tipuri de artă și să facă aceste paralele și să deschide nu doar această gramatică muzicală, dar și o gramatică a culorilor văzute în muzică. Nu-l amintesc și pe Șostakovici și pe alți compozitori care vedeau în orice consonare culori. Dacă ar fi să compun, iar apoi să redescompun un portret al maestrului, acesta ar fi în culori intense, cu tușe bine conturate, asemenea caracterului său expresiv, stilizat modern, asemenea muzicii sale cu o deschidere, asemenea unei ferestre în centru din care ar străbate operele sale și toate acele muzici dirijate care cu siguranță au trecut prin corpul și prin sufletul său, dar și ascultătorilor atingând o parte sensibilă. La trunchiul unui stejar măreț, cu ramuri ce vor mărturisi despre descipurile și moștenirea muzicală, totul rotindu-se în jurul baghetei capabile să manevreze și să modeleze acele fluxuri și ritmuri sonore. Oprindu-ne în timp și ascultându-i muzica, vom vedea portretul imaginar al compozitorului Gheorghe Mustea, reverberând indubitabil într-o consonare majoră, însorită, ce își înalță ale sale ramuri vigoros cu remarca maestoză.
La mulți ani, stimate maestre Gheorghe Mustea, stimate audiență, sănătate și dumneavoastră și familie, eu vă mulțumesc mult pentru tot. Îi mulțumim domnișoarei Barbas. Nu am văzut să mă întind cu pot face prezentările și post-fam, pe lângă faptul că este de și pola maestrului Gheorghe Mustea, deci este compozitoare, pictăriță, și o împătimită de muzica nouă, pe care o interpretează consecvent. Tot în acest pluton al discipolilor s-au înscris multe două persoane, dar din câte se pare, domnul Ion Coțofan a fost integrat în discursul domnului Burla, respectiv cred că nu-l mai așteptăm acum. Și mai avem o voce din Statele Unite ale Americii, Ludmila Pise, care am înțeles că vine cu un mesaj video. Eu sunt aici prezentă. Da. Sunteți prezente, ne bucurăm să vă vedem. Aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult, onorată asistență. Aici e bună dimineața, sunt 5-6 dimineața, aștept de la 3 dimineața să-mi exprim și eu recunoștința față de maestru Gheorghe Mustea. Vă salut cordial aici din Statele Unite, din orașul Dallas, statul Texas. Sunt fosta elevă a maestrului Gheorghe Mustea și am avut onoarea să scriu teza mea de licență și de master, deci două lucrări simfonice, dictic și poemul simfonic, care cele din urmă sunt cele mai importante lucrări din viața mea componistică și de muzician în general. Care de fapt au pus bazele în cunoștințele tradiției orchestrale, dar și formării mele în calitate de compozitor. Mi amintesc cu drag cuvintele a maestrului Gheorghe Mustea, care mi-a spus că aceste două lucrări o să fie parte de vizită pentru mine și în viața mea. Și în cele din urmă am primit și comenzi de partea unor orchestre regionale și statale din Statele Unite. De-aia îi mulțumesc foarte mult pentru că, într-adevăr, m-a format și ca muzician, și ca compozitor și mi-a creat acest spirit critic pe care, față de mine însumi, pe care este foarte important unul să-l făcrească și să-l cunoască. Eu cred că noi, discipulii maestrului Gheorghe Mustea, am fost privilegiați prin avea un profesor care respira orchestra ziua și care o auzea în fiecare notă care o aduceam la ora de compoziție. Ora, lecția de compoziție, 60 de minute, eu cred că era o noțiune abstractă pentru maestru Gheorghe Mustea. Ora era transformată în 2, 3, 4, 5, dacă o idee nu era terminată sau dacă o secvență muzicală nu era orchestrată cum se cade, așa cum spunea mine lui. Aceasta se transforma într-o eternitate care pentru mine, de fapt, erau niște secunde. Deci această dragoste și devotament și profunzime față de noi, față de elevi, față de arta muzicală, față de procesul de creație și atitudine, în primul rând, omenească și profesionistă pe care o are și o avea profesorul meu drag, mi-a rămas în suflet și în amintire. Și m-a marcat în cel mai pozitiv, într-o formă cea mai pozitivă. De aceea, stimate și mult drag maestru Gheorghe Mustea, cred că nu ar exista suficiente cuvinte pentru mine să-mi exprim toată recunoștința și admirația față de dumneavoastră pentru fundamentul pe care l-ați creat și dumneavoastră și un alt discipol, domnul Vlad Burlea, pentru care sunt recunoscută enorm de asemenea. Eu și familia mea vă felicităm cu această frumoasă aniversare, vă dorim sănătate din belșug, vă dorim să creați capodopere de aceeași valoare inestimabilă, să vă primiți toate proiectele gândite, putere, energie, aceeași perseverență pe care întotdeauna ați dat dovadă și la mai mult și la mai mare.
și mă simt extrem, extrem de onorată că am putut și eu să spun două, trei cuvinte în această zi importantă pentru dumneavoastră. La mai mult și la mai mare și multă, multă sănătate în continuare. Mă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumim mult, deci timpul nostru expiră la ora 2, fix se închide zoom-ul nostru, deci mai era scris în lista magierilor și artistul poporului Mihail Muntan, care, spre părere de rău, este spitalizat, dar e cu spiritul aici alături de maestru Musta și vă transmite toate cu omagiile sale, multă, multă sănătate și să vă vedeți cu bine. Deci, dacă doriți, ultimul cuvânt, vă rog, domnul Măcel. Astăzi, pentru la masa noastră, omagială este o lucrătizioară. Domnul Strămuzuț, dar ascultăm cu acordurile finale. Dar cum să... Al întrunirii. Lucrează, cred. Da, lucrează, da. Stimate domnule președinte al Academiei de Științe, stimate domnule director al Institutului Patrimoniu Cultural, stimați academici, stimați colegi, dragi prieteni. Astăzi eu sunt nespus de fericit că am ascultat atâtea discursuri interesante, pline de creație, aș zice chiar. Și vă mulțumesc pentru asta. Iată că am ajuns și eu la o vârstă care se zice că este frumoasă. Vreau să spun că toate vârstele sunt frumoase. Important este să vii cu ceva spre ele și să vii cu cineva spre ele. Într-un cuvânt, să nu vii cu traista goală și de unul singur. Eu am bucuria să ajung la această vârstă cu traista în care am reușit să pun câte ceva. Dar dacă eu am o vârstă, n-aș vrea să aibă vârstă ceea ce am pus în traistă, creația-mea. Căci orice creator își dorește ca energiile simțirii și ale gândirii lui, bucuriile, tristețele sufletului, din care și prin care s-au născut oricărele sale, să devină parte a energiei de viață, a energiei spirituale, prin care dăinuie un popor, iar mai larg, omenirea. Pentru că fiecare din noi produce anumite energii și lasă energie în urma sa. Știe el aceasta sau nu știe. Important este ca ele să fie edificatoare, înălțătoare, în lumină și armonie, să miște înainte viața, civilizația, care ne-au lăsat-o cei de până la noi prin strădaniile și eforturile lor de secole. Acestea nu sunt cuvinte mari, dragi prieteni, ele sunt sau trebuie să fie firești pentru o ființă de om. Pentru că omul se naște pentru a construi lumea în care a venit, a o face să fie mai bună. Dumnezeu ne-a dat ca dar, ne-a dat-o ca dar. Însă grija de ea trebuie să avem noi înșine. Totodată, eu am bucuria să vin la această vârstă nu de unul singur, ci împreună cu dumneavoastră, cu colegii de toate instituțiile cu care am fost și sunt în colaborare, cu prietenii mei pe care îi am în diferite domenii, cu publicul meu și, desigur, cu familia mea. Fără toți dumneavoastră, eu nu avea să fiu cel ce sunt și nu avea să fac ceea ce am reușit să fac, pentru că eu sunt făcut din dumneavoastră. Omul îi se pare că el este ceea ce este datorită doar lui înșiși. Nu este adevărat. Da, există și această parte a eu-ului cu care ne-am născut, dar totodată, fiecare este produsul relațiilor și colaborării cu oamenii cu care s-a aflat alături.
Dacă în jurul meu, pe parcursul vieții, ar fi fost alți oameni, eu aș fi fost altul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că i-am avut pe cei pe care i-am avut și pe cei care îi am. De ce zic așa? Pentru că am ajuns astăzi să zic că sunt împlinit și fericit. De ce să nu fiu așa, dacă am de toate? Vă am pe dumneavoastră. Am oameni dragi inimii mele. Am muzica mea, care este aerul vieții mele. Am muzica mea, care este aerul vieții mele. Este munca mea, căreia mă dăruiesc pentru că îmi place. Am plaiul înfloritor și am neamul meu, căruia am consacrat întreaga mea creație, am publicul admirator al muzicii mele. Deviza vieții înțunt următoarele cuvinte al lui George Enescu. Te înalți nu pentru a învinge, ci pentru a sluji. De aceea, dacă sunt ceea ce sunt, vreau să aduc mulțumirii dumneavoastră tuturor, părinților mei, profesorilor mei, interpreților muzicii mele, interpreților cu care am evoluat pe scenele din întreaga lume și instituțiilor cu care am colucrat și colucrez, care m-au susținut și mi-au promovat creația. Este vorba de Academia de Știință a Moldovei, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, mulțumesc, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Uniunii Muzicienilor, companiei publice de Radio Moldova, orchestrele mele dragi din această instituție cu care am înconjurat lumea, Teatrului de Opere și Balet, Filarmonice Naționale Sergei Lunchevici, Filarmonicilor și teatrelor din România, inclusiv Ateneul Român și Orchestra Națională Radio România, Sării cu Orbe, Palatul Național, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și alte instituții. Dragi prieteni, dragi prieteni, ce mi-aș dori eu în continuare? Fie și în vis. Să reiau viața de la început și să fac ce am făcut. Și ea să fie așa cum a fost și cum este. Iar toți dumneavoastră să fiți cu mine. Vă mulțumesc la toți pentru truda care ați făcut-o pentru această zi frumoasă. Toți cei care sunteți alături de mine, pe care foarte mult vă iubesc, prietenii, colegii mei, compozitori, dirijori, muzicologi, academicieni, și vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți viața mea, așa cum și eu, poate o părticică din viața mea, vă dăruiesc fiecare dintre dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră faceți parte absolut din viața mea. Așa că vă mulțumesc din suflet și eu cu mare drag vă aștept la 80 de ani, la 90 de ani și la 100 de ani, dar pe urmă o vedea. Vă mulțumesc tare mult! Să ne bucurați cu noi în continuare cu opera dumneavoastră.